Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Dodi. Astăzi încercăm ceva nou. O să vă dați seama deja când îl ascultați dacă ne-a ieșit sau nu. Până la sfârșitul emisiunii, probabil că o să fim rupți de spate, cu cocoașă, tot ce trebuie. Dar putem spune că vă ascultăm dorințele să îmbunătățim calitatea sunetului de la noi din emisiune. O să vedem dacă ne iese sau nu. Mai vedem. Ne-am adunat astăzi aici, ca de obicei, să discutăm următoarele trei capitole din cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății, capitolele numindu-se Proprietate și Criminalitate, Problema Furtului Pământului și pământul, monopolul asupra pământului în trecut și în prezent. Înainte de a începe însă, o să vă rugăm să, așa cum facem de obicei, să dați jos un like, un share, un subscribe, dacă vreți să ne mai auziți, bineînțeles, și dacă credeți că ceea ce facem noi aici merită împărtășit și cu alții. De asemenea, tot jos în descriere, pe lângă niște link-uri în care mai găsiți prealte prezențe în Dodi pe net, unde mai suntem activi, puteți să găsiți și două link-uri, unul de Patreon, unul de Crypto, dacă vreți să susțineți cumva și mai mult decât spiritual eforturile noastre. Da, și spiritual este foarte de ajuns. Dacă răspândiți ideile, o să fie super. Aceste trei capitole sunt cele mai cosbuciste, aș zice, din Etica Libertății. E problema, o te trimite cu gândul și la Liviu Rebreanu, la blestemul pământului, blestemul iubirii. Rothbard analizează aici problema proprietății asupra pământului. Cum intrăm în proprietatea lui? Analizează diverse conflicte. Uite, data trecută am discutat despre proprietate și agresiune. Ce înseamnă o agresiune asupra pământului? În comunism, de exemplu, a fost o agresiune asupra pământului? Răspunsul e cam da. Și cam asta e și definiția comunismului, o colectivizare a mijloacelor de producție. Iar cei trei factori clasici de producție sunt munca, pământul și capitalul. De regulă, economici și clasici, când vorbesc despre pământ, se referă nu doar la pământ, ci la resurse naturale, și la oceane, și la petrol, deci tot ce înseamnă resursele subsolului. Rothbard vorbește aici despre pământ. Analizează diverse intrigi. Ca să ne dăm seama de ce e importantă discuția asta lui Rothbard, păi chiar și la noi am avut discuția asta cu romii, trebuie să dea biserica, de exemplu, despăgubirii pentru sclavia trecută, dar și în vest vezi polemicile între conservatori și leftiști. De exemplu, leftiștii cer despăgubiri pentru afroamericani, pentru sclavia trecută. De mi-aduceam aminte de interviul a făcut de noi cu Friedman și Friedman zicea că vreo 60% sunt imigranți din afroamericani, vreo 30%. Deci Rothbard are discuții de tipul ăsta. Uite, chiar asta. E legitim o despăgubire de tipul ăsta? Dacă am avut afroamericani, au fost sclavi în trecut, e drept. Cred că a și trecut o lege prin California sau nu știu unde să faci. Sau nu știu dacă e doar propunere. Discutau al de Murgescu de chestia asta. E o discuție etică. E drept sau nu e drept? Să dai înapoi. A adus vorba și Friedman de propunerea de care ziceai tu. El e de părere că nu o să treacă. Acum nu știu ce spune prietenul Murgescu, dar Friedman zicea că nu o să treacă. Asta odată. Și problema nu era numai că afroamericanii erau o grămadă importați după perioada sclavagistă, dar și albii de la care se cereau despăgubirile. Sunt și ei mare parte importați după perioada sclavagistă, adică da. Astea sunt cele două argumente. Cum identifici agresorii și victimele? Rothbard n-are nicio problemă cu transferul. Dacă tu identifici strămoșul sclavului, să zicem, și strămoșul agresorului, nu e nicio problemă să faci redistribuție. Uite, mă gândeam la noi, asta sună incorrect politic la adresa bisericii. Tu având instituția, ai putea să faci asta? Pentru că argumentul cheie când ataci argumentul ăsta restituție e că nu există responsabilitate colectivă. Aia sunt diferiți. Nu pot
să-l pun pe Vali, care n-are nicio treabă, n-are strămoșii boieri care au agresat pe nu știu unde, să-l pun să plătească, nu știu, pentru romi, care nici unii din ei nu mai sunt strămoșii romilor. Da, deci nici el nu e agresor, nici ea nu sunt victime. Tu ca să faci despăgubirea să fie dreaptă, nu trebuie să identifici agresori și victime. Uneori se poate, alteori e mai greu. De ce ziceam că sunt incorrect politic la aia cu biserică? Păi, cu biserica, păi mi se pare că ai instituția acolo. Ai instituția agresivă, ai statul român. Deci încă există instituția. Dacă erau niște privați, ziceai, nu știu, s-o fi pierdut, s-o, nu știu. Dar așa dacă ai instituția care a făcut acea agresiune, ai putea să dai. Da, dar dacă instituția... Poți spune că nu există victimele. Asta poate fi un răspuns. O chestie a lui Rothbard, uite, și asta e polemică. Rothbard ar zice că dacă identifici un pământ deținut în mod nelegitim, drept este ei ăluia, chiar dacă nu mai există victima. Da. Drept e ca pământul ăla să intre în starea de natură. De exemplu, dacă știi că biserica a luat, nu știu, trei mănăstirii abuziv, le-a făcut și, nu știu, pământul, să zicem. Drept e ca acele terenuri să intre în starea de natură. Deci chiar dacă nu mai găsești victimele... Da, aici, scuze, aici e puțin punct de discuție, că biserica totuși, cel puțin aia ortodoxă română, nu știu dacă despre altele e cazul, dar cel puțin biserica ortodoxă română n-a luat pământ abuziv de la nimeni, cel puțin a primit pământ luat abuziv. E aceeași chestie. Nu e aceeași chestie. Păi nu, că la Rothbard spune chestia asta. Nu, criminalul, dacă e în posesie, trebuie deposedat. Dar dacă ai în posesia altuia, trebuie luat doar în măsura în care se poate stabili proprietarul originar al pământului sau descendenții lui. A, că îi rămâne lui. Altfel, el poate să aibă un drept asupra lui în cazul în care nu se poate stabili o victimă. O victimă, da. Da, adică ai precizarea asta în care să știe beneficiarul de acum de bună credință și lipsa urmașilor. Eu mă gândeam la situația aia din America Latină în care veneam noi, noi europenii ne duceam în Brazilia, negociam cu niște latifundiari pe acolo și luam niște chestii ilegitime cum ar veni, știi? Pentru că proprietatea era niște feudali pe acolo. Și Roba zice, păi ce mi-e aia, ce mi-e tu? E pământ furat, nu e drept să... Dar diferența asta ar putea fi, de fapt asta și este, că știi victimele acolo. Să zicem, în Brazilia. Știi că s-a luat de la țărane. În cazul nostru dinainte, nu știam. Nu mai știam care erau victimele și o lași lui ea. Dacă nu poți demonstra agresiunea, o lasă, o folosesc. Auzi, Costel, dar tu ce ziceai din aur? Că practic ai putea să există, ziceai, există în continuare instituția agresivă a statului și să ceri restituție de la stat. Problema mea e că statul ăla e numit ca pădurea, ca societatea. Nu e genul ăla de statul de acum, nu e statul de atunci. Eu nu zic să nu dea restituție, dar să nu dea restituție taxând acum, evident. Nu? Adică, înțelegi ce zici? Dacă e simplificat și zici statul să dea restituție, de unde dă? Că n-are, nu are. Prin asăturile statului. Păi nu sunt furate toate. A fost o soluție, dacă mai are ceva. Dacă mai are ceva. În care? Dacă a făcut ceva între timp. E coada atât de mare încât dacă ar da pe bune pe toate agresiunile? Ce, absolut, ar da aliment imediat. Ok, o soluție apropo și de pacea aia socială, că un argument conservator antilibertarian ar fi. Da, da, dacă te apuci să faci dreptate... Deci ca să faci dreptate pe bune, înseamnă tu să te duci la Dragnea și pe unde a dus el banii și să-i dai la contribuabil. Da. O lume dreaptă asta ar însemna. Deci să te duci după aia care au profitat de taxare. Presupunând, nu înseamnă doar încetarea agresiunii, că a încetat sclavia. Nu, asta nu e dreptate. Zice Rothbard. Argumentul conservator era, da, hai să uităm ce a fost între noi, trei și nu știu ce, și... Pacea socială, e ca la aia cu sclavia. Păi uite, dacă le dăm niște bani ălora, ăia nu se opus, proprietarilor de sclavi. Rothbard zice, nu, nu e o soluție dreaptă. Drept? Fii atent de ce e important asta. Pentru că există argumentul ăsta că domnule, ne-am cam grăbit cu emancibarea sclavilor, că
e bine să te întinzi puțin ca să fii absorbit, să nu e bine să fie un șoc de ăsta. Poziția libertariană e greșită pentru că dacă tu eliberezi imediat, aia pe unde să duc, știi? Afectează stabilitatea socială, știi? Și dacă îi zici, păi nu, poziția libertariană e că dacă Jefferson a avut 300 de sclavi, el trebuie să le dea pământurile. Ce al lor, ce al lor, da. Partea lor. Și dacă el le dă pe bune partea lor, o să vezi că nu mor. Auzi, supărarea este unde se duce fostul la difundiar. Ăla e house-ul, vai, și eu unde mă duc? Pe când ei rămân acolo. Ei, hey, eu zic așa la... Să descurcă. Dă-l încolo pe la difundiar. Mă gândesc că și la el poate fi un amestec, știi, dacă a mai făcut contracte voluntare și nu știu că nu fi trăit doar... E o chestie empirică. Dar e mișto tău, e... E binevenit, da, știi, adică... Da, ai, și aici vii la alte... E posibil că dacă a fost un ticăloș un asta, să te duci după el să iei și zahărul din ceai, e posibil să aibă problema aia, știi? Da, asta e exact ce zice mai încolo Rothbard. Zice, domne, trebuie să dai înapoi o mașină, dar proprietarul inocent, care a cumpărat de la un hoț, i-a pus un casetofon. Ăla poate să-și ia casetofonul, trebuie să dai mașina înapoi. Aici dilema la difundiar și la stat, că Rothbard nu zice că e prea evident deja, e statul a furat tot felul de chestii și a făcut alte lucruri, le-a transformat. Și nu sunt cu adevărat fungibile. Dacă fura bani și tu poți să iei statului bani, să-i dai înapoi, ok. Și să zicem că n-a fost inflație. Dar problema e, el a furat muncă, timp, vieți de oameni, bani. Și a făcut drumuri. Și acum, ale cui sunt drumurile? Ale statului sau ale oamenilor? Uite, astea par să fie, dar sunt foarte importante, pentru că și în discuția asta, cred că asta spuneam și într-un podcast cu Neamțu. Sunt puncte în care nu mai poți evita chestia anarhocapitalistă, ca să spun așa. Dacă tu admiți proprietatea statului asupra drumurilor, poți admite restricțiile. Știi? Proprietarul fixează regulile proprietății. Nu e nimic neproblematic în asta. Păi zice unul, păi și ce? Poate să mă omoare? Nu te omoară, dar are dreptul să pună restricții pe drumuri. În timpul unei pandemii. În timp ce poziția libertariană, adică care spune că nu... și omoare. Nu, dar ca să... Păi trespassers. Da, poate. Nu, dar să zicem că nu mergeam chiar atât de mult, știi? Cineva care crede că statul are proprietate legitimă asupra drumurilor, da, e legitim să spună că poate să facă regulile lui, așa cum cineva spune că la el în casă nu se fumează. Da, poziția libertariană e deosebită, e diferită și putea fi antirestricții pentru că nu recunoaște titlul ăsta de proprietate al statului asupra drumurilor și pe nimic, nu doar pe drumuri. Așa că libertarienii puri, de ce e anarhocapitalist, Rothbardian, libertarian, pot spune asta, nu, că nu are proprietate. Noi n-am apucat să atingem capitolul în emisiunea trecută, că ne-am întins prea mult și e puțin relevant și aici, felul în care definește Rothbard agresiunea. Și anume spune el următoarea chestie, că în orice caz, mă rog, în orice caz, cităm direct de acolo, agresorul își impune voința peste proprietatea naturală a altuia, deprivând omul pe care îl agresează de libertatea de acțiune și de exercițiul complet al self-ownership-ului său natural. Deci ideea este că dacă vrem, că de multe ori ne gândim noi că agresiunea în sine e ceva subiectiv, pur subiectiv, nu poți să o definești, nu poți să... Mie mi se pare că din punctul ăsta de vedere nu mai e subiectivă. Cineva își impune voința asupra... Da. Altcuiva. Eu folosesc definiția asta, mi se pare cea mai clară definiție posibilă, nu că am dat-o eu. Agresiune e folosirea proprietății cuiva fără consimțământ. Mi se pare cea mai sintetică definiție. Și e Rothbardian, adică nu e... Da, da. Dar mi se pare că e cea mai clară... Poate fi asimilată cu ce am spus mai devreme. E condensată. Da, e bună. Știi ce poate fi subiectiv? Estimarea poate fi subiectivă. Da, cum ai zis tu, e obiectiv. Sunt niște fapte. Văd că la folosește proprietatea. Într-un viol asta se întâmplă. Folosește corpul altei persoane fără consimțământ. Într-o crimă asta se întâmplă. Folosește corpul altei persoane fără consimțământ. Într-o fraudă folosește
proprietatea altei persoane. Toate meritul lui Rothbard asta e că îți dă o teorie de asta unificată, e mare lucru, deci toate infracțiunile să le bagi într-o definiție, știi? Folosirea proprietății fără. Bine, la o fraudă e puțin mai complex în sensul că folosește pe un consimțământ viciat. Deci tot nu are consimțământ, dar ideea e că el a obținut consimțământul pentru altceva sau un alt termen. Asta e așa se caracterizează. Ideea e că tot folosește fără consimțământ. Da. Mie mi se pare important că ideile libertariene se ocupă de justiție, de dreptate. Nu sunt lucruri arbitrare, așa, ce ne place astăzi, ce ne place altă dată, ce e acceptabil social. Sunt lucruri care pare că vorbim prostii. Păi e normal că într-o crimă este folosit. De ce faceți teoria chibritului? Dar nu e teoria chibritului, pentru că dacă ai un principiu și îl și verifici și vezi că este universal, poți să măsori și alte lucruri la care nu ne gândim acum. Dar nu e ca în toate discuțiile. Dar dacă vă dau eu o furtună, dacă se întâmplă nu știu ce, ce faceți atunci a libertarienilor? Păi nu știu, hai să judecăm pe principiu. Nu, ideea e că omul e... De exemplu, omul îți spune, domnule, eu sunt anti-socialist. Uh-huh. Păi de ce ești anti? Păi mi se pare o porcărie comună. La vrea educație de stat? Uite, o definiție pe care o dă Hoppe pentru socialism, teoria socialismului și capitalismului, că socialism e un control parțial, social-democrație e un control parțial al mijloacelor de producție. O armată de stat înseamnă control parțial al mijloacelor de producție. O educație de stat înseamnă un control parțial. Adică ideea e că sunt socialisme de care nu ești conștient. Asta e problema. Zici, păi nu, că eu vreau libertate și nu știu ce. Vrei libertate? Da, dacă ăla vrea să își bage cocaină el. L-ai lăsa? Păi nu, că... Păi de ce? Că libertatea asta înseamnă. Dacă dacă tu îi trimiți poliția pe cap, adică să-i folosești corpul fără consimțământul lui, sau dacă îi împiedici chestia asta, ar fi în termen rotbatin o agresiune. Faptul că nu-l lase... drogheze. Deci ideea e că ai susține o politică agresivă. Uh-huh. Nu ești chiar așa de... Și pe o mie de chestii, controlul prețurilor. Un patron vrea, nu știu, să vândă o portocală la cu 1 milion de euro, știi? Vine o instituție a statului, nu ai voie să... Păi de ce? E proprietatea lui. O agresiune e folosirea proprietății altcuiva fără consimțământ. Dacă statul interzice să pună portocala la 1 milion de euro, e o agresiune. Salariul minim e o agresiune. Dacă un patron vrea să plătească, nu știu, toate reglementele 10 milioane... N-are voie să facă acum. Deși e proprietatea lui, e un schimb voluntar între el și muncitor. E o agresiune, adică sunt 5.000 de chestii. Diferența între libertarieni și restul oamenilor, ca să zic așa, îi aplică, cum zicea Bloch la un moment dat, e really mean când vorbesc despre libertate. Adică aplică sistematic principiul. Nu stai că la salariu minim merge și cu salariu minim, merge și cu controlul prețurilor, merge și cu naționalizări, merge și cu nu știu ce, cu energia de stat. Nu, toate astea ar fi agresiuni pentru Rothbard. Deci în toate astea, când pui un salariu minim, adică atunci când interzici unui muncitor să vândă munca la un anumit preț sau unui patron să cumpere munca la un anumit preț, comiți o agresiune. Și lasă că pentru Rothbard, dar putem să verificăm pe principiu. Deci nu mai sunt lucruri pe care le-am hotărât ce e acceptabil de către o majoritate. Da, dacă e acceptabil de către o majoritate prezentă la vot, care de obicei se întâmplă că 15% din populație votează pentru restul populației. Și lasă asta, că zici, bă, păi bine, atunci dăm obligatoriu să vină toată lumea la vot. Bine, și dacă votează 99% ceva, poate să mă oblige pe mine să fac un lucru care nu agresa, poate să mă oprească un singur om, poate să mă oprească dintr-o agresiune pe care o fac. Nu mai trebuie majoritate, nu mai trebuie să cer voie. Asta e o chestie pe care vreau să o mai zic. Deci oamenii se gândesc, mă, ce cu haosul ăsta libertarian? Din contra, deci lucrurile ar merge așa cum se așteaptă oamenii. Când se așteaptă corect. În sensul că
În sensul că de multe ori acum să gândesc, păi ce îmi place mie? Mi-ar plăcea să am taxe mai mici? Da. Și atunci hai să acceptăm păcăleala asta cu taxarea progresivă, de exemplu. Hai să... Eu în ce nivel de taxare aș fi? Mă, ia uite, puțin. Scap. Dar după aia, dacă permiți chestia asta, unul că s-ar putea să fluctueze așa cum s-au făcut și alte chestii. De exemplu, cât a fost TVA-ul prima oară când a fost... După Revoluție noi n-am avut TVA. Poate există oameni, persoane care nu știu chestia. Noi nu aveam TVA. Era așa, wow, haos. Ce să spun? Tu cumpăra înghețată... Mâncai și nu era TVA. Nu era TVA. Nu simțeai gust de TVA. E, și după aia cât a fost? 5%. În Emirate era TVA? Nu era TVA. Acum este? Este. Cât este? 5%. Cât e acum TVA-ul în Europa? Păi la noi e 19, în alte părți ajunge până la, și la 27. Sau nu, 24. Maxim? A, nu bag mâna în foc. Danemarca? Păi nu, la Danemarca spun, e 24%. Da. Okay. Cel mai mic mi se pare că e la unde naiba, la unguri? Parcă la 10% sau la bulgari? Nu cred că poate să fie 10%. Nu, la unguri e mult, la unguri e mult. E mult. Sunt mici și alte taxe la unguri. Dar da, nu, e greșesc, e spune... undeva, cred că la bulgari e 10%. E reglementat acum, am impresia de EU. Da. Sau ceva. Nu, adică nu poți să, dacă vrei să faci parte din gașca noastră, din asociația... Nu, încă ai libertate pe TVA, cred. Nu? E? Încă ai libertate la nivel de țară. Ai libertate, dar te alergă. Se lucrează. Încă, da, se lucrează, da. Dacă o să ai un suprastat european, s-a cam terminat. Uite, cineva ar putea spune, ăsta e argumentul pantei alunecoase. Păi, dacă e o carte celebră a liberalismului clasic, Drumul către servitude de Hayek, ăsta e tot argumentul. Că există pante alunecoase. Și întrebarea e, există pante alunecoase? Păi, dacă noi aveam o lume liberal clasică în timpul pandemiei, Arafat nici nu își punea problema nici unor restricții. Nici cu gândul nu gândea. Dacă noi trăim într-o lume social-democrată, în care pe definiția social-democrației energie e de stat, drumul e de stat, sănătatea e de stat, da. A fost default-ul. Adică ideea e că nu mai zic, dacă lumea anarhocapitalistă, la fel, deci nu se pune problema. Oamenii știu că nu se face așa, ceva așa cum, nu știu, pedofilie, ceva respingător. Nici nu poți aduci vorba de așa ceva. La fel și aici. Acum, nu știu, aproape 80% susțin, din populație susțin taxarea progresivă. Deci dacă vor ăștia să o bage, n-ai nimic. Dacă uite, eu am două, trei întrebări deja, s-au strâns. Da. Prima ar fi așa. Principiul, eu aș spune că principiul în sine după care ar trebui să ne ghidăm nu este dacă e taxare progresivă sau nu, adică nu e ideea că trebuie să suferim toți la fel sau nu. Și răspunsul este dacă ăștia bagă taxarea progresivă, cresc încasările la buget sau scad? Pentru că dacă, de exemplu... Asta e preocuparea publică, de obicei. Păi da, ce facem cu bugetul? Da, dar preocuparea libertarienilor ar trebui să fie în sens invers. Adică da, preocuparea publică a lor este să crească încasările la buget, preocuparea noastră ar trebui să fie să scadă încasările la buget. Deci dacă prin taxarea progresivă mie ajung să-mi scadă încasările la buget, trebuie să fii pro pentru că înregistrez și nu e vorba de oportunism. Că și asta e o altă chestie, că lumea spune, păi nu că e oportun, că am citit undeva argumentul ăsta, exact prefața puțin continuarea a ceea ce ai spus tu. Prefața în sensul că ei trec acum taxarea progresivă și mai târziu o să crească. Și acum întâi scade de la 16% la 10% pentru o grămadă de sărăntoci și după aia o să crească înapoi, o să le crească pe toate și de fapt o să fie per total pe termen lung o creștere a taxării. Și eu aș zice că da, e posibil, e posibil, dar dacă acum, Rothbardian vorbind, dacă acum după ce trec îți scade, îți cad încasările de la buget, înseamnă crește nivelul de libertate agregat în societate. Nu. Bine, tu poți să spui, păi stai puțin, că îi agresăm pe unii de la care să spunem că le cresc taxele de la 16% la 24%. Da, atunci te opui. Că aia e la nivel individual, ai o creștere. Dar dacă ei fac 16%, 12% și 10%, da, acum, și scad per total încasările la buget,
automat ai, da, o creștere. Nu vorbeam în agregat, nu vorbeam strict. Însă, dacă ei fac 16, 12 și 10 și cresc printr-o minune încasările de la buget, da, atunci ar trebui să te opui. Nu. Adică chiar dacă în nominal, e vorba și de uh-huh. efectul, de efect total. Că uite, de exemplu, și asta e a doua întrebare pe care o aveam. Când au trecut la taxarea la cotă unică, acum mulți, mulți ani, argumentul pentru cota unică era că o să crească încasările la buget. Nu s-a întâmplat. Chiar nu s-a întâmplat. Adică ei au mânărit cifre, nu știu ce obțin primii 2-3 ani după ce s-a introdus cota unică, încasările au fost sub nivelul celor vechi. Ok, a crescut economia, ceea ce e de așteptat atunci când scazi taxele, și încasările s-au redresat în timp, pentru că au mâncat dintr-o economie mult mai mare. Au mâncat mai puțin dintr-o economie mult mai mare. Dar dacă într-adevăr rezultatul imediat al trecerii de la un impozit progresiv la un impozit de cotă unică, rezultatul imediat e că îți cresc încasările, pe libertariană spune că trebuie să te opui. Da. Libertarian, te opui la toate, te opui și la alea mici, și la alea mari, și la alea progresive, și la un argument cultural poate fi că, ok, îți crește pe cotă unică, cresc încasările la buget. Poți aduce un argument ăsta cultural, da, dar lumea care simpatizează cu cota unică, societatea va tinde către scăderea și mai mare, știi? Va tinde să aibă o mentalitate mai liberală decât unii care sar imediat la impozitarea progresivă. Pentru că e principiul egalității sau de ce? Nu, ei simpatizează, e clar. Uite, și România, dacă luăm. Ea care susțin cota unică, e mai liberală. Ea care susțin din prima impozitarea progresivă, susțin și alte impozitări neprogresive și reglementări și nu știu. Chiar dacă îți crește bugetul prin asta unică, mentalitatea din societate e mai liberală, să zicem. Oamenii tind să fie mai liberali. Mm. Chiar dacă scade, nu știu, dar ei tind să... Ăsta ar putea fi un argument pro cota unică. Mai e și chestia asta că tu demonizezi o clasa bogaților, ca să zicem așa. Mm. Argumentul și ăsta e... Uite, leftiștii nu și-au pus niciodată problema asta, sau poate la mișto. Bogații sunt o minoritate. Bogații sunt o minoritate. Dacă tu protejezi minoritățile, să zicem minoritățile alea nu ar fi doar nu știu ce tip de gâște sau șerpi sau... Nu! Ești o minoritate de clasă, clasă, o anumită clasă socială, clasa oamenilor bogați. Tu care protejezi minoritățile, nu e normal să vrei să protejezi această clasă. Bine, ne gândim că au murit sute de milioane de oameni, având ca fundament tocmai chestia asta, că bogații... Împotriva burgheziei. Deci cele mai criminale sisteme au mers pe chestia asta. Bine, ei ți-ar răspunde cu faptul că, păi, chiar dacă ei sunt o minoritate, controlul politic se face prin bani. Și, practic, ei vor să protejeze minoritățile, pentru că minoritățile sunt la capătul pierzător al sistemelor de, al sistemelor de opresiune. Da? Și atunci... Sistemul de opresiune cel mai mare fiind ăla sociopolitic, el plindu-se pe partea de bogați, de asta ți-aș spune că bogații, chiar dacă sunt o minoritate, ei controlează majoritar sistemele de opresiune și de asta n-au nevoie să fie salvați. Ăsta ar fi răspunsul clasic al neomarxistului de astăzi. Da, că nu-i vezi ca pe victime. Cum să fie victimă? Păi e posibil ca Zuckerberg să fie mai victimă decât unul care nu dă nicio taxă la... care merge cu ziua și evită fiscul. Bine, eu ce statuianul Zuckerberg n-a furat banii. Nu, dar nu e furat efectiv ăsta, dacă merge cu ziua și nu are nicio treabă. Eu ce aș răspunde la asta, ca să fie și Godwin mulțumit imediat, este că, păi da, dar și evreii la fel erau priviți. A, bine? Ca aia acum. În Germania. Păi, cred că la asta mă gândeam și eu. Că vezi o anumită categorie, uneori se face mișto de stângiști. Știi, când se spune nazismul este marxism fără arianism, știi? Înțelegi? Că oamenii tind să uite. Păi cum ăla poate fi și comunist și nazist în același? Da, poate fi. Păi cum Ceaușescu poate fi patriot? Da, poate fi patriot. Nu e, nu se contrazic. Poți avea un comunist
care să urească gay. Care să urească evrei. Da, deci nu e, da, Che Guevara. Deci nu trebuie să scutucim prea mult prin arhive, prin... Sunt... La îndemână exemplu. Hai să mai revenim la pământ sau nu știu mai ceva. Da, aș mai avea o chestie aici. Înainte de point aia cu cota, nu? E tricky, știi? Adică trebuie să mai gândim. La... Înainte de a ajunge la asta, îmi place aici că Rothbard în capitolul 9, la în care discută de proprietate și criminalitate, se pune problema, ok, am definit ce înseamnă agresiune, avem o teorie a proprietății, o să discutăm și despre o teorie a criminalității, dar înainte de asta el vorbește despre faptul că e convins că motorul principal pentru schimbările sociopolitice în vremurile lui o reprezintă indignarea morală, care vine de la, spune el, care vine de pe urma unei teorii prost absorbite a surplusului de valoare, mă rog, da, de teoria valorii muncă și surplusul de valoare, dar ideea care cred eu că merită să rămână subliniată și ne-am mai subliniat-o de mai multe ori, că ne punem întrebarea, domne, dar de ce comuniștii, de ce teoriile astea socialiste, de ce prind tracțiune? Și asta spune și el aici, că e vorba de faptul că ai o indignare morală. El îți prezintă, chiar dacă greșit, îți prezintă o problemă, cum că acolo e un furt, e o crimă, e o încălcare a unei etici, e ceva. Normal că te ridici, te înfoi, vrei să corupții. Indignare morală, da? Cum au folosit-o și serviciile la noi în țară, de altfel, știi? Justiția, să apărăm, să o salvăm de corupție, să ieșim în stradă, să facem, să dregem, să purificăm societatea. Bine, unele pot fi și corecte, zice Rothbard. Da. În America Latina, adică au fost clar cazuri. Cred că o chestie care la... și Fenta pe Mars a ținut tot de situații de-astea. Da, chestii... Nu știu, venea un patron și lovea muncitorii, știi? Deci erau chestii și... asta e natura capitalismului. Mi se dar fi... Nu, nu e natura. În capitalism nu lovești muncitorii. Deci ăla e un agresor care face chestii. Îi plătești. Afacele cu statul. Deci dacă te uiți pe Twitter... Și chiar și Mars avea înțelegerea asta. Deci nu e că oamenii sunt... Afacele cu statul erau văzute ca fiind capitaliști. Teoreticienii capitalii, da, asta e drama și în România nu mai zic. Deci într-o țară distrusă de comunism, dacă tu iei toți profesorii din științele sociale și ceri să-ți numească trei gânditori liberali și trei argumente liberale, nu știu dacă nimerești 1%. Deci, apropo de starea educației și cât de educat e și că, uite, a fost online și fiind online n-am mai învățat, că era tot online, știi? Tot dormeam și erau online, știi? Deci nu, se vede că o chestie de stat e disfuncțională. Deci dacă ăștia din științele sociale nu găsești 1%, se numească trei autori liberali, trei gânditori liberali, deci ai trăit într-o țară distrusă de comunism. Ok, hai să vedem cine sunt opușii acestui comunism. Trei gânditori și trei argumente. Deci nu o să găsești, ții, nu știu, e număr pe degete, deci care ar putea să răspundă la asta. Asta e, știi? Adică nu sunt cunoscute ideile astea liberale. Deci să pune vreuna că oamenii ar fi pro sau... E și inerția asta, adică oamenii vor să pară cool. Deci dacă tu zici, vorbești cu un puii mei și cu un pana mea, dar nu te bălăcești în continuare în socialismele astea UE sau din Vice sau, mă rog, socialismele auriste, asta a fost modernitatea. Dacă îți dau, ia frate și crește mize să înțelegi pe ce lumea trăiești. Că citesc Vice. Ok, citește Vice. Bine, acum s-a dispărut Vice. Încă nu, dar în curând. În curând, ne dorim. Chiar dacă dispare Vice, presa și chiar și asta românească. Bine zici că în România tocmai ai sensibilitatea asta antistat. Oamenii aia o să ducă să lucreze undeva. Datorită comunismului sau din cauza comunismului? Da. Adică dacă ăia de la Vice se duc tot să lucreze la presa, n-ai rezolvat nimic. De presa, ce faci? Cu ce? Presează. E tot în zona... Presează, e de știri, chică. Da. Știi ce zicea un băiat de muzică? Zicea despre o mare parte din presă că presează mizerie. Recent sau?
Nu zic mai mult. Nu, dar ideea asta e că când te uiți și la situația asta marginală, uite, Foucault a scris o carte, Marginalii. Situația asta marginală a libertarienilor. Oamenii receptivi, și nu e vorba doar de libertarianism, care prin natura lui are o atitudine asta antisistem, antistat, eroică, deci libertarianismul nu e socialdemocrație, e o chestie pătimașă, să zic așa, o chestie anti-autoritarism, anti-stat, anti-agresiune. Și problema e că ai doar o minoritate receptivă la așa ceva. Și asta e valabil despre libertarianism, despre care spuneam, prin natura lui anti-sistem, e pe bune anti-sistem. Deci nu e, eu repet ca un papagal, toate ceaușismele UE și sunt anti-sistem. Nu, libertarianismul chiar e pe bune anti-sistem, cineva care vrea abolirea statului și... Bine, asta e și o chestie în care oamenii oferirea... n-au foarte mult imaginație, adică dacă tu zici... sistem, apropo de sondaje din astea făcute, dacă îi spui unui tânăr antisistem ce este sistemul, îl întrebi, vreau să zic că, păi, sistemul corupt, mafiot, eu sunt anti-acel sistem. Da, dacă îi arăți că sunt mai multe sisteme care se concurează între ele ca să împileze oamenii, dar să-i fure, nu, că toate atunci toate o să zic că, păi, nu, că un pic de furt tot trebuie. Toate produsele sunt civilizate, niște taxe. Bine, dar și ei n-au corupție, deci. Toate produc fără cine. Dar ce vreau să zic, că nu ajunge să degeaba vorbești cu un puii mei și cu un pana mea dacă tu ești praf. Nu ești receptiv la idei noi, la cine e frate Mises? Uite, cel mai mare gânditor împotriva socialismului. Economist. Eu cred că cel mai mare erou, dar economist cel puțin. Vezi ce zice omul ăla și vezi că e foarte puțin cunoscut. Deci nu, dar nu e o dramă, nu știu, oamenii care trăiesc în chestii de-astea, care sunt marginali, cum suntem și noi, tu vei ști că majoritatea covârșitoare a oamenilor nu vor fi receptivi. Tu cauzi minoritatea aia receptivă, spartană. Sunt câteva sute de oameni, cu ea vrei să vorbești, pe ea îi ținteri. Majoritatea oameni. Și asta a fost dintotdeauna, deși când s-a abolit sclavii, au fost trei oameni care au vorbit despre asta, s-au mai venit 10 lângă ei. Deci nu, masele lucrau pentru proprietarii de sclavi. Vorbeau cu un pui mei și cu un pana mea, leftiștii și tefeliștii de pe atunci, deci nu... Și ei erau antisistem, dar nu erau unei a trei oameni, știi, care cereau... Aburile de sclavii. Deci, na, e mare lucru, știi, să-ți schimbi. Să schimbi opinia. Bine, uite... Sau cel puțin să ai gândire critică. Hai să mă... Care e opus? Ok, în ce cred eu în viața asta? Păi cred în trei ceaușiți neuie. El nu o să le descrie așa. O să le descrie, cred în diversitate, calitate, șanse și ușechi. Există ceva care îți critică aceste idei? Uite, Thomas Sowell critică leftism. Hai, frate, să văd ce zice ăla. Știi? Peterson critică tot leftismul, să zicem. La fel, hai să văd ce... Eu gândesc, eu nu sunt, nu știu, nu sunt un aurist, eu sunt cu gândire critică. Hai să văd ce zic și adversarii, știi? Dacă te uiți la libertarien, vezi că știu ce zic adversarii. Vezi că Mises îi știe la moleculă pe socialiștii aia. Istoricii și de toate națiile. La Rothbard la fel. Deci dacă te uiți, vezi că știe tot ce mișcă. Ok, nu toți oamenii au timp de asta. Dar dacă luăm capii socialiști, o să vezi că nu știu. Nu știu. Și mi se pare interesant de precizat aici. Asta este de la stres. Da, de la microfoanele astea, deci scoatem pe... Da, te face mai creativ, știi? Interesant, ai voce mai de radio. Deci lumea zice că oamenii zic că vor să fie liberi. Și încerc o paralelă, o metaforă. E ca și cum ai zice, vreau să pot să urc pe acel munte. Da? Pentru că vrei, toți vor să fie șef, vor să fie în vârf. For one. Ok, vrei să ajungi în vârf. Ce presupune asta? Pe scurt, presupune niște eforturi. În cazul în ce discutăm noi, libertatea presupune eforturi de înțelegere. Pot eu să pretind că înțeleg mult, tot, neapărat ce contează? Nu. Dar măcar mă chinui cândva. Da? Adică mi se pare că oamenii... Are o teorie satisfăcătoare. Nu, dar tu zici ce mi-a făcut
ideea asta a fost că există un lucru adineori că oamenii nu citesc aia, nu citesc aia. Eu nu zic puneți mâna și citiți ca să fim interesanți să vorbim între intelectuali, dar puneți mâna și înțelegeți niște lucruri. Dacă te oprești din înțeles unde începe să te doară capul, e bine, înseamnă că ai ajuns într-un punct, acolo ar trebui insistat un pic. E ca la sală. Nu te dai mare față de nimeni. Domne, eu știu lucruri, am citit, am înțeles. Are... Ci îți folosește ca, la cum iei alegerile pentru viața ta. Are satisfacția asta, doar că nu e un diagnostic bun. Adică diagnosticul e... Știu că e un bou. Ia până tu pe Simion. Și să vezi cum săraci o duc mai bine, cum românii și nu știu ce, știi. Ia până-l pe drugă. Să vezi cum să ai un trai european. Adică diagnosticul e unul de persoană, nu unul de instituții. Ne certăm ca Curie, știi, ne... El are un diagnostic, el are o... Votantul, median, știi, are o logică. Ce vreau să fac? Păi vreau să ajut săraci. Păi cum ajut săraci? Păi iau de la un bogat și dau la un sărac. Ce e mai simplu, rațional decât asta, știi, ne? Poate că ăia mulți sunt pe poziția pe care Rothbard le scrie aici ca fiind utilitarianist, utilitarian. Care utilitarianul vrea pace socială, vrea, zice... Că, de fapt, problema lui Rothbard e în felul următor. Spune că nu poți să vii la oamenii ăștia indignați moral de faptul că unii și alții au o proprietate obținută ilegitim și nu poți să vii la ei și să le spui stai puțin, toată proprietatea e obținută legitim. Asta ar fi corect dacă toată proprietatea ar fi fost obținută legitim, dar atunci tu când ai un stat care te taxează și taxarea e furt, da? Că vorba aia, cum am, de asta am ținut neapărat să reiterez ceea ce nu apucasem să spunem episodul trecut, din capitolul trecut, și anume definiția agresiunii, da? Impunerea voinței. Mă rog, definiția agresiunii dată de Rothbard, că a spus și a dat și Costel una mai devreme, care e aproape la, care e la fel de bună. Dar aici e pur și simplu, e mai simplu de văzut. Impunerea voinței asupra libertății altuia de a alege. Da? O entitate separată își impune voința. De ce e taxarea furt? Pentru că este o impunere. De altfel, și numele. Impozite și taxe. Impozite. Cred că sunt impropriu numite, dar indice intrăm într-un amănunțel din ăla, într-o nuanță. Mi se pare că sunt impropriu numite taxe, pentru că taxele de obicei sunt un lucru legitim. Ai o taxă de intrare la film. Da, mă rog. Mai degrabă ăștia au împrumutat aiurea ăștia cu filmul. Da. Au folosit, da, pe un preț, taxă de raft. Ai un bilet. Da, taxă de raft, taxă de bagaj la... Păi da, dar de alea nu sunt impuse. Da, da, mă gândeam că istoric... Cumperi o chestie. Da, nu sunt taxe. Nu, eu mă gândeam care au fost mai întâi. Eu mă gândesc că astea de staturi au fost mai întâi. Păi alealte... Poate și în privat aveai până... Nu, alea au fost prețuri. Alealte au fost prețuri, da. Nu, dar termenul când a apărut, știi? Când a apărut? Aveai bila în Evul Mediu? Taxau la o parcare? Sau, mă rog... Ideea e că oricum taxele au fost cu noi. De când e ființa umană, așa cum a fost sclavia până... Privată până acum 300 de ani. Asta e foarte, uite, ca și aia cu bogații. Foarte neintuitivă să spui că Zuckerberg e sclav. Tu când te gândești la un sclav, gândești la unul care muncește de căpiază. Nu are viață. Nu, Zuckerberg e sclav pe definiția sclaviei, știi? Deci, folosirea muncii din proprietatea altuia... El face muncă de administrator, care are salariu și plătește o taxă la stat. Așa chestia cum e el sclav, sunt și toți ceilalți sclavi. Nu e, am dat, deci unul care muncește cu ziua și nu e, e la negru? Nu e mai liber. Zuckerberg. Pic mai liber. Da, poate își merite și soarta. Ajungem, știi, în discuția aia în care dacă ești... atât de lingău, știi? Dar na, te gândești că ca libertarie ne apăr proprietatea, știi, chiar dacă el e... Asta e deja altă discuție, știi, de ce stii atât de... Conformiști, știi. Poate fi și o... Tu dacă ai o editură în România,
trebuie să vinzi cărți și ai 20 de milioane de socialiști și 10 libertarieni, ce cărți este bine să produci? Deci faci un calcul antreprenorial, așa poate și face și Zuckerberg. De seama că dacă, nu știu, eu securizez leftismul, mă pun bine cu ei, nu știu, nu mai mă sparg ăștia cu oamenii. La Trump, știi? E o chestie și... Bine, totul dacă nu era amenințat, te gândești. Atenție, totul este o alocare rațională a unui mijloc la un scop. Dacă scopul tău este să ai o viață liniștită, atunci da, poate vrei să te pui bine cu ea. Dacă scopul tău este să faci bani din publicarea de cărți, atunci da, probabil că o să scrii cărți socialiste. Dacă scopul tău însă ar fi să răspândești libertarianismul în lume, atunci chiar dacă ai 10 libertarieni și 500 de mii de socialiști, o să scrii cărți libertariene, o să produci cărți libertariene. Și faci o engistic, știi? Da. Cauză că îți pasă de adevăr. Nu, adică cineva poate să-ți ofere bani, poate să-ți ofere putere, piața liberă, dar nu-ți piața pasă. Liberă livrează socialiști. De ce? Pentru că oamenii sunt socialiști. Piața livrează... Aia e cererea. Se, da, aia e cererea, deci. De unde plecasem? Iar o luăm în... De la capitol. Nu, dar ce ziceai? Ce? Vorbeam de pacea socială. Și, mă rog, mai e o chestie, e o chestie pe care o duce Rothbard aici, că, și asta mie cel puțin mi-a plăcut, că ți-apucă să critique perspectiva pacifiștilor, că vine vorba de faptul că nu, că libertarii, unul la mână s-a mai auzit mitul ăsta, nu, că libertarienii sunt niște pacifiști, fug, nu vor să lupte, nu știu ce. Nu, violența e perfect justificată atunci când ai de apărat la proprietatea ta, adică dacă te aperi de o agresiune, trespassers will be shot. Și îmi place că el îi spune o perspectivă, o morală tolstoian-gandiană, adică inspirație de la Gandhi, că toată lumea îl iubește pe Gandhi și pe John Lennon și Imagine There's No. Dar nu, nu e cazul. Și îmi place asta cu că ei nu se ridică deasupra violenței și sunt puri și nu fac nicio treabă. Și vină și prezinți dilema, păi vrea unul să o violeze pe fita sau pe sorta sau ceva. Atunci ridici mâna sau nu ridici mâna? O să zic că îi explic că a greșit și e păcatul lui. Să fiu un atât de bătut în cap și... Ideea care, libertarianism, oricum nu e o morală, nu se pronunță asupra că e bine să fii pacifist sau nu. Libertarianism e o filozofie politică juridică, spune când e legitim să folosești violență. Păi ne atacă niște externi. E legitim să folosești violența? Da, e răspunsul libertarian. E legitim. Că o faci? Poate nu o faci, poate n-ai chef, poate ești pacifist, ca să zic. Te asumi. Da, da. El aici libertarianismul nu spune nici crede în Dumnezeu, nici pune-te bine cu dracu, deci nu se pronunță pe chestiile astea. El îți spune doar când e, când are loc o agresiune și că e legitim să ripostești. Bine, el aici se baza, mă rog, se axase pe perspectiva asta pacifistă, pentru că perspectiva asta pacifistă este ceea ce încearcă unii, cum încearcă unii să dea la o parte, cum să spun, să răspundă acuzelor marxiste. Zică, nu, stai că avem coeziune socială, nu vrem să facem revoluție, nu vrem și robă, spune, nu. Nu, n-o să-i convingi așa să renunțe la revoluția lor pe marxiști. Adică nu, chiar nu poți să-i convingi spunându-le că nu e cazul să se agite. Acolo e un furt de proprietate și atunci când ai un furt de proprietate, el trebuie să urmeze o expropriere. Adică după el, ca să se restaureze justiția, trebuie să urmeze o expropriere. Da? Și din punct de vedere libertarian, același lucru. Da, e mai dreaptă, dar întrebare e... strategic mi se pare ca un point conservator, în sensul că trece mai repede o chestie de asta. Mai puțin războinică, mai puțin revoluționar. Uite, cum dădeai tu ăla exemplu că englezii despăgubești pe aia, imituiești și nu știu ce, nu s-a făcut dreptate, știi? Drept era da, ai proprietăți la sclavi, știi? Așa era drept libertarian, nu să imituiești pe aia, deci îi dai bani la agresor, știi, la violator. Nu e drept așa. Dar ideea e că e mai de real politica, să spun așa. Aș trece mai ușor o lege de asta.
Și asta poți generaliza, strece... Deci noi să zicem că renunțăm la promovarea... Anarhocapitalismului. Mesajul nostru devine unul de tipul salariu minim e o chestie rea și birocrația e o chestie rea. Să nu ne mai ceară statul atâtea acte. Da, crește numărul de subscriber, de oameni interesați. De ce? Pentru că spui niște mesaje cu minți care aproape toată lumea e de acord. Deși ăla aur, de la aur și ăla de la USR o să spună, da, o instituție a statului nu trebuie să-și ceară un alt act, un act pe care l-are deja. Deci asta nu e o chestie, nu e ca trebuie să abolim statul pentru că e o organizație mafiotă. Gradul de schimbare e mic, nu e acceptat, e până și UE, cred că cere asta. Deci nu e... și ăsta era argumentul, că strategic ăla în care mai puțin război, mai puțin, da, e posibil să-ți treacă. Poziția principală libertariană, da, ca să o menționăm și pe asta aici, este că statul nu trebuie să existe. Și trece mai greu, adică oamenii, de-aia țineam să mă iau de lumea cu puiul meu și în pana mea. Dacă îi dai un mesaj pe bune antisistem, deci nu la modul amuzant, pentru că într-un sens strict nici marxism nu este antisistem. Marxismul e o formă extremă de socialism. Sistemul dominant e social-democrația, marxismul e social-democrație dusă la limită. Statul socializează tot. Dar nu, e, nu treci în alt sistem. Libertarianism, treci în alt sistem, realmente. Treci de la proprietatea parțială sau totală asupra mijlocului de producție, la fără proprietate colectivă. Fără, e singura zonă liberă în neocomunism, ca să zic. Mm-hmm. Nu există liberalismul clasic încă îți face concesii, deci rămân proprietatea de stat pe apărare. E o concesie, e o formă de socialism. Subțirisimă, da, da. De altfel, sincer, rotbardianismul nu face nicio concesie. Deci nu există socialism. De altfel, mi se pare că în capitolele astea el spune la un moment dat exact chestia asta. Libertarianism înseamnă proprietate privată. Doar singura formă de proprietate care poate să existe este una privată. Ok, da. să zicem, da, că poți să spui că e o proprietate privată colectivă, dar aia deja nu spune mai bună. Decurge și acolo acțiune. Decurge privat. Din da. Potăm. Exact. Și eu m-am gândit să combat chestia asta. Mă gândeam să fac distinția asta între... Iată, complicăm. Între fizic și juridic, să spun cumva... Că la aia juridică nu se aplică, dar nu, că și acolo face agregare, știi? Care, ce facem cu betonierea? Păi, urtăm, adică tot agregi niște preferințe, știi? Uh-huh. Gândeam să zici că doar din punct de vedere fizic, naturalist, participând la juridic, aia e colectiv, colectiv, știi? Tu n-ai voie să folosești betoniera fără consimțământul nostru. Ea fiind a noastră. Dar când facem agregarea, tot participi. Deci ideea e că orice, ce vrea să spună Rothbard acolo, orice... Da, orice decizie individuală, până la urmă, e privată. Discuția e doar dacă e legitimă sau nu. Exact. Că și mafia, să zicem. Mafia e o organizație privată. Ia decizii. Când pune niște taxe de protecție, întrebarea e... Nu știu. Sunt legitime aceste taxe? Răspunsul libertarian e că nu. Nu sunt legitime. Dar provocarea libertariană mai departe e de ce acceptăm asta la stat când face fix același lucru. Asta e mare. Provocare. Și știi că lumea începe să fie sensibilizată, deși omul simplu la chestii cu taxare este furt. Deci unul, uite, când te uiți pe Twitter, pe rețele sociale și când vezi chestia asta, că statul ne fură, sunt sigur că oamenii nu au citit Rothbard. Nu au auzit de Rothbard. Dar înțeleg. Da, dar înțeleg chestia asta. Mm-hmm. Sau poate au auzit în altă parte, nu știu, nu. Dar simt că e... Problema... Poate s-a dus mesajul, poate... Problema... Dacă nu ți-asociază cu Rothbard, dar s-a... ideea că taxarea este furt, da, dar problema, am mai zis-o noi de mai multe ori, problema e că mulți oameni sunt copleșiți de mărimea de organizare a unui stat și își doresc să existe o organizare de vreun fel. Păi trebuie să fie oamenii proprietari și să poată să aleagă. Păi și cum o să se coordoneze? E eterna problemă. Le zici... statul e... Nu mai face mai degrabă, ăsta e... Eu nu știu dacă asta e astfel de haechian, omul simplu, știi? Nu, dar cred că dacă ajungi la un pahar să discuți, o să zică... S-ar face. O să zică, ai o coordonare la nivel înalt. Poate ai tu prieten. Mulțumesc. Nu, dar ți-ar zice, păi și mafia se coordonează și statul se coordonează. Mafia e rea și statul e bun. Și păi și de ce nu merg lucrurile la stat?
Păi nu am ales oamenii buni. Eterna scuză. Ce nu înțeleg eu este cum oamenii trăiesc suferind. Deci dacă ei te enervează când au făcut o chestie nasoală și ei stau și suferă și nu zic nimic, nu se opun la chestia asta, nu caută alte soluții. Trebuie să te uiți la niște desene scoase de Pixar. Te gândești la, nu știu, Finding Nemo. A zis tu vreo două, trei. Dacă tu n-ai auzit de Shrek, opțiunea asta nu o să apară în alegere. Uh-huh. Asta e problema și cu libertarianism. Tot așa, că te uiți pe Twitter, nu apare în alegere. Mai există discuție și... să alegem între PSD și ăia. Care implementează mai bine socialismul? Da, adică... Inputul ăsta libertarian nu există. Să reduce la o chestie de asta de tehnocrație. Știu. Cine să pricepe să implementeze mai bine. Deci plus că există... Cine? Vale, cine sunt cei mai competenți? PSD-iștii sau useriști? Depinde de care-i ținta. Păi nu știu, zi, ce-ți vine prima oară? Cum zicea un psihiatru, parcă în CIRS. Nu, dacă te gândi de două ori înseamnă că nu e. Trebuie să zici din prima, știi? Shrek e de la DreamWorks, nu e de la Pixar. Mă rog. Dar ideea e că nu există opțiune. Nu există opțiune. Bine, pot găsi scuze oamenilor. Bă, unor poate par prea strate. Nu, poți să le traduci. Și noi încercăm să le traducem. Faptul că taxarea e fur, nu e o mesaj. Nu e teorema lui Gödel. Deci un om simplu poate înțelege asta. Că are niște bani. Cineva îi ia. Unde vadă. Păi fură. Când auzi oameni spunând, păi nu știu, libertarianism ăsta e o prostie. Păi hai să luăm. Status fură o treime din salariu. Libertarianismul. Care este o prostie? Spune că sunt ai tăi. Celelalte paradigme spun reprezentate de socialism, spun că sunt ai statului banii pe care ți-i fură fiscul. Care e mai... care e mai bună? De care ești mai atras? Păi asta e diferența între noi. Dar în paradigma ta eu nu mai am sănătate, copiii sunt proști, nu, păi, sunt nu mai merge. Păi, dar trebuie să am, dar n-am că să-i arăi. Acolo, dacă am avea socialiști buni și așa ne întoarcem în cerc. Și asta mă miră, că trăiesc în centru, ce vreau să zic cu prietenia Haiki, omul nu zice așa. Omul zice că nu s-ar face educație. Păi. Nu s-ar face, nu cred că ar formă, cel puțin în termeni ăștia. Domnule, stai că nu se coordonează cunoașterea fragmentată, descentralizată, în așa fel încât au putut să... Nu, nu s-ar face educație, asta e. Bă, dar tu chiar crezi că nu s-ar face? Da, ei chiar cred, ei chiar cred asta, da. Deci ei vin cu banii. Nu, deci ei au imagini din astea de... DiCaprio, să zicem, are bani să... Ok, DiCaprio și ia meditații. Deci s-ar putea cel puțin un om mare. Există o întreagă mișcare din asta în care cine vrea să conducă le inspiră frică oamenilor de alternative. Deci le zici, hai să încercăm altceva. Nu, ne e frică. Frica conduce. Dar plătești pentru asta. Plătești pentru asta. De cei care fac mișto de tine, știi că nu reușești să miști lumea și sunt tineri și barză, tu plătești pentru asta. Boromir plătește? Plătește, știi? Lumea libertariană, suma datorată altora ar fi zero. Nu e. Sau își plătește agenții de protecție, știi? Oamenii plătesc pentru chestia asta. Nu poți să ai pretenții ca să fii ca Jefferson dacă tu ești ca Hore. Știi, ca mentalitate. Vreau să trăiesc ca lumea gândită de Jefferson și nu știu ce. Mentalitatea a fiind cea a lui Horea. Poate Horea, să zicem, a avut calități și nu știu ce, dar nu era Jefferson. Să aibă viziune, să nu știu ce, să aducă liberalism. Deci nu se poate. Nu. Schimbarea mea de mentalitate la noi, păi aplicăm chestiile astea UE, știi? Dacă ea sunt bogați, alea sunt. Soluții. Sunt pragmatic, știi? Văd că funcționează și nu și noi. Bine, uite, o chestie pe care a zis-o Bezmenov. A zis că mecanismul prin care conduci cel mai bine o societate este să îi demoralizezi. Se pare că mulți oameni demoralizați în jurul nostru, dacă îi întrebi tu ești curajos sau nu. Sunt mulți care ar recunoaște că nu sunt curajoși. Fuga e mai sănătoasă decât. Și nu vă zicem să te bați cu morile de vânt, să te bați cu un colos, că ești mic, evident.
Eu vorbesc de curajul de a gândi, de a înțelege. Să recunoști înăuntru tău ce ai descris tu până acum. Păi uneori e mai greu asta, știi? Adică mai degrabă te duci, apropo de tine, antisistem, să leagă cu lanțuri, știi? O lună asta. Înțelegi? Asta citește 7 lecții de economie al lui Mises, o citești în 3 ore, știi? E mai ușor, știi, decât... Aici, stai acasă, cine... căldurică, uite, apropo citești. Și de, scuze puțin, apropo și de chestia asta cu Bezmenov și cu... Deci noi asumăm că, apropo și de ce ziceam mai, dascăliși știu, dar sunt malefici. I-au citit Mises și Rothbard, dai să ascundem aceste adevăruri, să zicem, știi, sau aceste teorii. Le știu, dar sunt ca niște iluminate, știi, malefici, care nu știu nici pe dracu, nu știu nici din Mars dacă îi întreb și sunt praf, știi. Deci nu te gândi că... Deci când oamenii sunt pesimiști cu... Dom'le, stai că statul... Ce ne zicea Nietzsche? Un monstru rece? Nu e o bășină statul. Dacă e cel mai prost administrator, ideea e că nu poți să-l bați cu 3 oameni. Nu poți să-l bați cu 3 oameni. Dar e o glumă proastă, adică nu e pare așa o chestie, știi? De... Nu, e o chestie totuși de stat. E ca poșta, deci nu e... Adică nu sunt ei niște minți iluminate pe marketing. Inerția, conformismul uman, știi, deci ăla nu care e antisistem cu un pui mei și cu un pana mea, ăla o să bălăcească în socialism și nu o să zic, ia frate, citești și eu un rol, nu știu, spunea unii că e un geniu, hai să vedem ce zice ăla pe acolo, știi. Acolo vezi, ia vezi, seamănă cu tu... Tot ce ai citit în facultate, păi, nu prea seama că stai scrie. Bine, le zici, al dracu, știi? Mă rog, care erau punctele din capitole? Vorbim și de alea? Adică ce zicea? Zicea că sclavii trebuia să primească lor? restituție, nu doar să fie eliberați. Da. După aia ce mai zice? Că un pământ trebuie să fie lucrat cumva ca să fie proprietate legitimă. Da. Cel puțin inițial, după aia nu, neapărat. Da, odată în viața lui. Asta e important. Să ne gândim cu oamenii foarte ridicată sensibilitatea asta cu taxarea pământurilor nelucrate, știi? Da, e important, rol. Da. Nu, frate, dacă eu nu vreau să muncesc pământul, e al meu, deci nu... Nu știu dacă... Cu legea la noi. Oricum, de discutat s-a discutat, da, de discutat se discută de... E o idee keynesiană, nu, bagă-l în circuitul economic, aia și taxează-s. Păi nu vreau, vreau să fie al meu, știi, să nu... să stea. După ce l-ai făcut al tău. Da. Și oricum și Rothbard zice, în zilele noastre nu prea mai găsești pământuri așa de apropiat, decât dacă abandonează cineva, nu știu, apare o insulă undeva. Dacă te duci pe alte planete, noi acum suntem... cu schimbările climatice, cu să fim ca niște ochiuri în tigaie, știi, în 100 de ani s-a ales praful, știi? Dacă funcționează chestiile astea futuriste și mergi și mașini, nu știu ce, păi te duci. Da, ai garanție, dar ideea e că e un răspuns, pentru că e clar că tu ești futurist și progresist și nu știu ce, dar nu spui, bă, dar dacă găsim... Ne mutăm cancerfeuri, știi? Ce facem atunci? Cine e proprietar atunci? Da, statul, da. Un colectiv... O să spui problemele. Exact. Dar ideea e că scapi și de pământ, că tu acum ai senzația că ești terminat, știi? Prins aici. Unde te duci? Și chiar dacă rămâne aici, știi? Deci nu e... Făcusele, parcă mai era argumentul ăla, că dacă bagi toată umanitatea, o bagi în New York sau nu știu unde, în cape, știi, dacă... În chiar New York? Nu știu, alții zis o chestie. Dar oricum, ideea era că merge, știi? Aș fi... pus un pic accentul pe felul în care construiește el toate ideile astea. Și zice în felul următor, spune, ok, hai să luăm pe ce înseamnă un criminal, da, și ce facem cu el. Am sărit brutal de la restul discuției, dar hai să vorbim și despre capitol un pic. Și zice Rothbard așa, spune, hai să luăm un criminal, da? Am stabilit capitolul trecut ce înseamnă agresiunea. Noi toți știm așa intuitiv furtul, care e treaba cu furtul. Ce ar trebui să facem cu criminalul și mai sunt tot felul de povești. Românește e un infractor. Nu e criminal. Da, ok.
Românește criminal e ăla care ucide dragi. Da. Mă rog, trecem. Ce facem cu... Contravenție, infracțiune. Ce facem cu omul rău? Da. Ok. Ce facem cu omul rău? A, ăla a furat ceva. Ce putem spune? Îl dă înapoi, nu îl dă înapoi? Funcționează principiul apropierii? Nu. Ăla are proprietate legitimă. Și asta e o altă chestie pe care o adus. Spune, zice, domne, ok. Hoțul are obiectul. Se comportă față de obiect ca un proprietar. Dar asta nu înseamnă că este o proprietate legitimă. De ce? Pentru că transferul de proprietate nu s-a făcut prin consimțământ, s-a făcut prin agresiune. Care e diferența între faptul și aici? Poate părea o chestie de grădiniță, dar am, tocmai asta e ideea, discutăm principii aici. Da? Care, cum se constituie furtul? Păi se constituie printr-un transfer de proprietate făcut fără consimțământul uneia dintre părți. Prin asta diferă de schimb. Discutăm principii ca la grădiniță. Schimbul voluntar. Prin asta diferă de schimb. Schimbul nu... Mai folosește un schimb coercitiv, știi? Când zici banii sau viața, e un schimb coercitiv. Te obligă, te amenință. Băi, ăla e jaf sau taxare. Cum vrei să-i spui? Extorcare. Da. Ok, schimb voluntar. Ca să fie mulțumit și Costel. Perfect. Prin asta diferă furtul de schimb. Prin faptul că la furt ai consimțământul unei singure persoane, recte al hoțului, la schimb ai consimțământul a două persoane sau mai multe, dacă participanții la, poate fi un schimb în trei, dacă toți participanții la schimb trebuie să-și dea acordul pentru schimb. Bun, acum se trezește hoțul cu proprietatea la el în buzunar, da? A obținut-o legitim? Nu. Perfect, ce trebuie să facem cu ea? Păi trebuie să o dăm înapoi victimei, omului de la care cel puțin, zicem cel puțin, nu discutăm dacă îl pedepsim în plus sau nu, nu discutăm despre chestia, dar cel puțin trebuie să-l dăm înapoi victimei. Okay? Bun, am rezolvat problema asta. Avem o proprietate obținută ilegitim, asta înseamnă că titlul de proprietate nu s-a transferat odată cu obiectul respectiv și atunci trebuie puse dinapoi împreună titlul de proprietate și obiectul respectiv. Urmează cazurile mai complicate pe care Rothbard le ia și le disecă unul câte unul. Alea cu n-are urmași, cu nu știu ce. Da. Ce facem dacă, uite, dacă de exemplu victima a murit? Da? Dacă victima a murit, oamenii o să citească. Păi, nu, dar ideea e că genul ăsta de discuții apar. Și asta e o altă chestie pe care noi o avem. Păi, nu că, apropo de asta, Costel îi trimite pe oameni, zice, mergeți domne, citiți, în trei ore ați terminat cartea. Ok, poate asta durează un pic mai mult de 3 ore, dar nu contează, ideea e că nu-ți iau viață, da? Da, și dacă nu te apuci să o citești, numai dacă stai să te gândești la discuțiile de la cafenea, am trecut prin toate cazurile astea, fără să fi trecut prin carte. Am început să discutăm, păi cum ar fi bine să fie? Păi să dea înapoi, uite, dacă a furat de la tata a omorât, da? Cum facem? Că îl dăm înapoi fiilor, da? Păi nu mai are fi, nu mai are urmași. Nu mai plânge nimeni. Nu mai are urmași. Perfect. Dacă nu mai are urmași, hoțul tot trebuie să fie deposedat de proprietatea respectivă, pentru că nu a obținut-o în mod legitim și nu are el drept teoretic. Ce se întâmplă cu proprietatea respectivă? Se întoarce în stare de natură. Și atunci lumea vine și zice, păi s-ar aplica principiul homesteading-ului, da? Principiul libertarian al homesteading-ului și hoțul, având deja ăla, îl obține. Dar Rothbard spune, nu poate să-l obțină așa. Criminalul, hoțul, infractorul, omul rău, trebuie deposedat. Nu poți, este inacceptabil, pentru că aici se vede că el încearcă să facă o etică. Spune, este inacceptabil ca hoțul să poată să tragă foloasele de pe urma crimei. Da, și aici e distincția față de utilitarism. Acolo îi zice, păi lasă să fie pace socială, lasă că nu s-a prins nimeni. Asta eu într-un fel, pot să spui, contrazice într-un fel în altă parte
perspectiva Rodbardian Doia spune că acolo el pur și simplu nu a mai detaliat-o. Ai cu victima, că nu e centrul de dacă, victimă. Dacă nu se plânge nimeni... Se plânge victima. Zice, pe da, dar Rothbard zice că dacă nu se plânge nimeni, că nu facem justiție retributivă. Dacă nu se plânge nimeni, nu se plânge nimeni. În altă parte spune chestia asta. Atunci în Manifestul Libertarian spune că dacă nu se plânge nimeni, dar Manifestul Libertarian a precedat cartea asta, din punct de vedere cronologic. Asta e destul de aia printre libertarian. Dom'le, că victim nu au crime. Da, dacă nu mai e victima, atunci... Și un răspuns ar putea fi... Nu, eu... aplicând ideea asta de consimțământ ipotetic, de ce ar fi vreo victime, îmi fac dreptate. Dacă victima vrea să nu-i rămână lui, bine, asta pot spune că e aproximație, îi construiesc consimțământul ăla, până urmea, să zicem la... Nu, da, tu poți să spui așa, domne, victima a fi avut ocazia să-și dea consimțământul dacă ar fi fost un schimb. Faptul că n-a fost un schimb, poți infera că victima nu și-a dat consimțământul. Păi asta zic. De fapt, noi ce nu știam în cazul ăsta? Nu mai știam... Nu, a dispărut victima, nu mai avem victima. Da, noi nu mai aveam, o victimă. Păi da, e ok. Rezonanța nu poți să deduci cui să restitui. Păi da, și... Da, dar poți aproxima ca judecător, poți spune, mă, dar victima nu... Nu vrea să-i rămână. Da, înțelegi. Dacă victima, să zicem, era un om caritabil și nu știu, poți chiar să-i lași. Nu, Rothbard spune nu. Rothbard spune nu. Spune că nu poți ca să-i lași poțului să se bucure de fructele crimei făcute sau infracțiunii făcute. Doar dacă victima își dă în mod expres consimțământul. Da, asta e partea a doua. Dacă victima nu mai există, nu poți să-i lași. Deci asta e. Ideea e că nu poți să prezumi consimțământul victimei atâta vreme cât ea nu există. De ce? De ce nu poți? Nu. Asta e important. De ce nu poți? Pentru că nici hoțul nu l-a prezumat. Nici hoțul nu l-a prezumat, că dacă hoțul ar fi prezumat că victima și-ar fi dat consimțământul, ar fi venit la el și ar fi spus, dă-și mie chestia asta. A făcut-o noapte, ca hoții. Nu. Iar el era Tolstoian, victima. Asta poate fi un scenariu. Nu contează, hoțul a prezumat că nu primește consimțământul. Da, da. Da, da, tu te uiți la victimă. Nu contează, hoțul a prezumat că nu primește consimțământul. Ai putea să construiești niște cazuri din alea foarte marginale în care unul scrie la poartă dacă vă trebuie ceva, veniți și luați. Nu mai e furt. Nu e furt. Păi ăla e, nu mai e nici măcar consimțământ prezumat, e acordat, acordat în alb, e expres. Na. Sau ai putea să-ți mai imaginezi o ciudățenie de societate în care ăsta este obiceiul. Hoții sunt iertați. Da. Dacă chiar ai o societate în asta și e probabilitatea e 90% ca omul să lasă. Da, poți să îți imaginezi, dar trebuie să ai niște dovezi. De exemplu, uite. Asta e o dovadă că 90% te ajută în construirea. Dacă ar fi, da. De obicei nu e. Consensul, consimțământul. Da. Există consens pentru chestia. Da, din nou, aia ar fi o plecare de la... Aia ar fi o normă utilitaristă. Ar fi reprezentat o plecare de la etica libertății, așa cum o scrie Rothbard aici. Da, ar fi o chestie așa, o cutumă locală, exact. O acceptăm ca să fie liniște. Poate fi compatibile și cu preferințele lor. Păi ar fi preferința lor. Aia ar fi preferința lor, dar e în același fel în care poți să spui că oamenii preferă să fie taxați de stat. E voluntară. Păi nu e neapărat voluntară. Nu e neapărat voluntară că oamenii preferă acum să fie taxați de stat în condițiile curente, în condițiile actuale, da? Costul ca să se răzvrătească ar fi revoluție, închisoare, risc de nu știu ce. Nu, preferă taxarea altora. Altora, exact. Asta e, pentru că altfel pot spune că nu mai e socialism, știi? Da, adică și ai mai zis tu de mai multe ori chestia asta. Să poate face un experiment. Poți să faci un experiment, măcar într-o zonă sau ca să nu cadă țara în haos. Nu vor să dea idei. Și zici, uite, în județul cutare nu mai e obligatoriu să plătiți, să vedem ce se întâmplă. Nici dracu nu mai... Luăm un oraș din ăsta, așa, industrial. Dar nu, luăm un oraș... Acum nu plătește nimeni. Luăm un oraș din ăsta industrial, așa, gen Copșa Mii, unde s-a închis fabrica. Galați. Sau mă gândeam și la Galați, dar parcă Galațiu n-a scăzut atât în populație cât alte orașe din țară.
unde s-a dus industria, s-a golit de tot. Și hai să vedem, testul e felul următor. Pune acolo taxe zero, pe proprietate, pe TVA, pe zonă liberă de TVA și tot, și să vedem cam ce populație o să aibă într-un an de zile. A, zici că se duce lumea? Păi, tu crezi că nu? Mă duc și eu. Mă duc și eu. Exact, eu cred că mâine. Da, ideea e că n-ar plăti. Deci oamenii se par așa duri și că nu, că plătesc taxe și când ies bucătanea aia, știi, da. Taxează-mă și mai mult, și mai vreau și dă mai mult, știi? Dă cu biciul mine. Că sunt ipocriți, nu vor asta, știi? O fac pentru că lumea e socialistă și că place socialismul ăsta fake, știi? Mai ai și o explicație economică în care lor le convine, e un preț pe care sunt pregătiți să-l plătească ca să nu aibă concurență. Într-o lume necivilizată. Și ei oricum sunt mână-mână cu statul. Și de aici da. Taxează-mă, lasă că câștig. Da. Mize s-a duce, uite, săracu a adus argumentul ăsta. De mult. E printre primii, cred. Dacă nu e chiar primul care l-a adus. Da. Le convine și fac un calcul și ies pe plus, știi. Revenind la tărășenia cu hoțul și cu victima, am zis ce se întâmplă dacă victima lipsește, da? Dar întrebarea este ce se întâmplă dacă hoțul lipsește, în ideea că tot așa, la cafenea, poate discutăm, băi, dar hoțul ăsta poate apucă să poate fură o bicicletă. Poate fură o bicicletă, apuca să o vândă. A luat bicicleta, i-a dat-o altuia, da? Ce facem atunci, da? Uite... Ce se cheamă cumpărătorul de bună credință. Exact, în conceptul legislativ de astăzi e cumpărătorul de bună credință. Să zicem că eu am furat o bicicletă de la Alexandru, i-am vândut-o lui Costel. S-a văzut că eu am furat bicicleta de la Alexandru, da, partea asta... Întotdeauna trebuie să avem dovezi. Da, partea asta s-a rezolvat, s-a demonstrat dacă bicicleta care este la Costel a fost de fapt a lui Alexandru. Acum, problema e în felul următor. Costel nu avea cum, indiferent dacă e cumpărător de bună credință, în perspectiva rodbardiană, nu avea cum să obțină proprietatea asupra bicicletei. Din nou, facem referire la capitolul trecut. Despre ce discutăm exact? Noi schimbăm, nu schimbăm neapărat proprietăți, ci schimbăm titluri de proprietate. Da? Și proprietăți după aia. Schimbăm proprietăți legitime. Dacă eu nu am obținut legitim bicicleta de la Alexandru, că i-am furat-o. Nu puteam să o vând. Exact. Nu puteam să o vând lui Costel. Prin urmare, Costel, chiar dacă e cumpărător de bună credință, nu putea să o cumpere. El a fost înșelat de hoț. Da? Și bicicleta trebuie să întoarcă la proprietar, nu mai știu cine eu eram. Da. Iar și... eu, Vali, trebuie să-mi dea banii mie. Și ăsta, cumpărătorul de bună credință, poate să urmărească pentru restituție pe acest răufăcător. Banii plus plus ăla de... Da, să zicem că încă nu discutăm. Încă nu discutăm de bonusul ăsta, nici el nu-l aduce încă în discuție. Da, okay. Dar cel puțin ideea e că tu ai dat niște bani care au fost în proprietatea ta, pe care eu practic i-am furat de la tine. Eu nu numai că am furat bicicleta de la Alex, dar am furat și banii de la tine. Pentru că ceea ce ți-am dat, nu aveam dreptul să-ți dau. Prin urmare, tu ai pierdut ce ți-am dat contra banilor. Deci e ca și cum mi-ai dat degeaba. Este un principiu vechi ăsta în jurisprudență. Nu poți să dai ceva ce nu ai. Da. Nu inventăm nimic. Alexandru a folosit și chestia aia, că dacă pui chestii detașabile, hoțul își poate reține chestia detașabilă. Dacă Vali pune la chestia aia, nu știu ce, un dinam sau nu știu ce, și îl poate lua. Da, sau un claxon, îi schimb clopoțelul, îi locuiesc becul de la farul din față. Adică eu am furat-o de la el, bicicleta era vraiște, am luat-o, am înlocuit farul din față ca să o dau, în loc să dau cu 200 de lei, îți dau cu 5.000. Dar ceva nedetașabil. Ai schimbat motorul, zice Rothbard. Ai o mașină, s-a furat. Deci nu e în posesie. E nedetașabil un motor, nu schimbi, detașezi. Păi da, mașina avea înainte. E o entitate coerentă. Eu zic că motorul intră tot ca și radio. Mă gândeam la altceva. Ceva care să nu poți... Păi da, da. Extrage. Poți să iei așa, teoretic, zi. Poți să iei așa, dar după aia zici, păi dă-mi eu cu motorul ăla vechi, păi nu mai e. Păi tu te-ai apucat să-l schimbi. Da, e o unitate... Nu, motorul nu mai poți să-l schimbi. Poți să schimbi orice. Blocul. Pământul de sub
Cum se lucrează? Pământul de sub un bloc, păi ceva. Asta, la asta ajungi. E, la, deci, asta ajungi. La asta ajungi, că statul, dacă pură un pământ, face un bloc deasupra. Pasă-te. De fapt îi ceri, dărâmă-ți blocul. Nu mă interesează. Dărâmă-ți blocul, dărâmă casa, mi-mi dai terenul. Terenul, da. Ce e important și diferit din punctul ăsta de vedere, că am sărit un pic la un alt caz, îl rezolvăm pe ăla și după aia ne întoarcem. Ce e important aici este așa, că există un concept care e oarecum, de fapt două concepte care sunt oarecum încetățenite în dreptul actual. Unul este cumpărătorul de bună credință, care sunt irelevante pentru principiul etic libertarian. Cumpărătorul de bună credință nu ne interesează, nu poți să cumperi ceva ce nu se putea vinde. Și al doilea este dreptul la despăgubire. Atunci când tu faci un, deci să zicem că un primești, cumperi un teren tot așa, care nu e obținut corect, da, din ideea în care, să zicem, nu știu, a fost o fraudă cu actele, da, și ăla de ți-a vândut ție terenul nu era de fapt proprietarul de drept al terenului. Îl obținuse prin fraudă. Că, să zicem, l-a băgat la CAP în numele unui minor și l-a scos pe numele lui, de exemplu, după ce deci el era tutorele minorului, da, când s-a făcut colectivizarea și când s-a dat pământurile înapoi, el s-a dus, că se știa cu ăla de la CAP și l-a luat până apoi pe numele lui, de exemplu. Un exemplu. S-a luat mai vândut odată. Tot fel de fraude. Da. Ideea e că tu vinzi pământul ăsta care de fapt nu era al tău, îl vinzi unuia de bună credință. Ăla s-apucă și face un bloc pe el. Și vine proprietarul de drept la actualul deținător al pământului plus blocul și spune: este pământul meu. Ce cauți tu pe pământul meu și ce caută blocul ăsta pe pământul meu? Ce contează aici este că discutăm principiul. Noi nu credem că în lumea liberă, unu, nu cred că s-ar mai întâmpla lucrurile astea, pentru că lumea ar avea grijă să aibă un titlu valabil. Să zicem că s-ar întâmpla, oamenii nu sunt nebuni la cap. Noi discutăm principiul. Principiul este în abstract, pare extrem mereu. Dar în realitate, oamenii probabil noi, că s-ar înțelege cumva. Noi folosim extrem ca să creezi contraste și exact. Să înțeleagă omul distinția. Dar vreau să zic, deci noi nu credem că, de exemplu, va cădea acel bloc. Deci dacă mă întreb să estimez, eu nu cred că se va da jos blocul. Exact, ei dau mai mulți bani, să-i dau alt teren. Principiu contează pentru că... Să fie clar cine e ce dreptare. Exact, ca să fie clar cine e ce dreptare. Și nu. Tocmai ăsta este al doilea principiu pe care îl avem. Cumpărătorul de bună credință sau investitorul nu merită niciun fel de recompensă, restituție pentru banii sau capitalul pe care i-a înfundat în pământul ăla. Deci el nu merită niciun șfanț în plus pentru blocul respectiv. Detașabil. Îi merită să-i ceară de la cel Rothbard, care de la prefraudat. Rothbard spune cu subiect și predicat exact chestia asta, că el nu merită. Da, zice că nu merită, dar după aia zice că ceri acele restituții de la cel care te-a înșelat. Ba da, de ce să nu ceri? Două secunde să-l găsesc. Ceri ce ai pierdut, nu că ai investit... Păi nu, că e aceeași idee cu... Tu nu ai... frauda e doar că ai pământul. El nu te-a fraudat, nu ți-a spus, păi poți să apucă-te și construiește pe el. Nu, dar e relativ implicit. Hai să simplificăm sau, da, așa sau cred, poate complicăm. Da, așa cred și eu. Gândește că vând un teren, vreau să păcălesc pe cineva, să înșel. Vând un teren și zic, aici nu o să fie inundație. El se apucă, cultivă ceva, pierde recolta din cauza inundației. El s-a apucat să cultive pentru că în baza înșelăciunii mele,
Că i-am zis că poate să construiască în exemplul lui sau să cultive. Nici eu nu m-aș întinde. Simpatizez tot cu asta lui Vali sau lui Rădbart. Ce face ăla pe acolo? Păi stai că televizorul ăla am băgat, nu știu câte canale, știi, am băgat la bani. Se apata, știi, de... Ok, ai putea să ai atitudinea asta. El are frauda, asta, doar că... Poți să ai atitudinea asta absolut. În primul rând are banii tăi, trebuie să scoți banii, știi? Asta e clar. Asta. Nu, a, tu ai zice... Poți să ai atitudinea asta tocmai ca oamenii într-o lume din asta să aibă mai mare grijă. Și atunci nu se dublu, mai întâmplă. Ce dublu banilor, știi? Dar ideea e că nu-i ceri... Ce cheltuiele aia mai angajași? Că tu ai pus nu știu ce, ai făcut alte chestii pe acolo. Ai construit bloc. Poate dai peste un alt dracu care nu vrea el. Vrea pământul ăla. Nu, vezi, nu. Deci noi discutăm. Nu. Am în nuntele special ca să se vadă principiul. Pentru că, ce ai zis și tu mai devreme, în realitate, ce ne interesează? Ne interesează ca deținătorul legitim al dreptului de proprietate să nu aibă dureri de cap în zilele noastre, fiți să fură o bicicletă, rămâne cumpărătorului de bună credință, tu trebuie să-ți bați capul, să urmărești hoțul, să-l dai în judecată. Chiar rămâne cumpărătorului azi? Nu, ideea e... Astăzi este recunoscută schimbarea asupra proprietății ca fiind o îmbunătățire pe care cumva... Deci e recunoscut un drept al celui care a făcut o schimbare asupra proprietății. Da, și că dreptul ăsta teoretic ar trebui să fie extras, o dreptul în sine este asupra proprietarului legitim. Exact asta căutam ce spune Rothbard. Aici spune exact asta, că dacă adiția la obiect este, nu este separabilă și este o parte integrantă a societății, de exemplu un motor reparat, da? Că nu e vorba de alt motor. Exemplu cu alt motorul ține ce ai spus tu. Dar să zicem că eu i-am reparat motorul. Nu știu, i-am schimbat uleiul, i-am făcut... Rămâne așa. I-am făcut... Nu pot detași. Mă gândeam că și la casă. L-am deblocat. Avea un motor blocat, da? Și eu l-am uns, i-am dat cu vaselină și l-am deblocat. Ai reparat laptopul. Da? A reparat laptopul. I-am sudat un circuit care era rupt, de exemplu. A, și nu poți laptop. Dezrepara. Și nu are sens să îl dezrepar. Asta odată. Sau spune el aici, dacă e vorba de o parcelă de pământ pe care s-a construit ceva, atunci constructorul are dreptul, singurul drept pe care Rothbard îl recunoaște, este are dreptul să demoleze. Sau să o mute dacă este... Sau să o mute dacă poate să o mute, cum a mutat Ceaușescu biserici. Sau să o mute de acolo. Are dreptul să facă chestia asta, adică înainte ca, proprietarul legitim să-și reia posesia asupra pământului, dacă poate să mute clădirea de acolo sau preferă să o demoleze, poate să facă ce vrea cu ea. Adică proprietarul legitim nu câștigă și dreptul asupra clădirii în sine, da. Dar doar în măsura în care ăsta... vrea să investească costuri în plus pentru a o demola sau a o muta. Deci, că dacă el nu vrea să dea bani în plus ca să o ia sau să o mute, ăsta s-a ales și cu clădirea. Deci la motor de ce nu poți să dai înapoi ceva? Ce să dai înapoi? Dacă poți să dai înapoi, dai înapoi. Dacă poți să dai înapoi, poți să dai înapoi. Să-l faci cum era înainte, să-l adui. Păi asta e că duci la ea în service. Nu-l faci cum era înainte. Păi de ce dacă era stricat? Îl strici într-un fel nou. Nu, îl faci cum tu, ei au pus un arc la service, poate mi-a acolo fără să... Aia se poate. A, că e detașabil. E detașabil, da. Păi faci la motor să... Păi, eu asta spun, am zis să zicem că ți-am desfundat carburatorul, nu poți ți-l înfund la loc, că ți-l înfund, pentru că ți-l înfund cu altceva. A, că nu mai... Ba nu, merge, sunt bunuri substituibile. Nu, dar și la o casă mă gândeam să-i pui să ia pereții, știi, să ia... Dacă am îmbunătățit, nu? Îi umpli două ligheane cu... Să râcă-i pe acolo și dai, ia. Astea sunt exemple tocmai ca să... Libertarian. Ca să vadă... la laptop poți să-i scoți Windows-ul, știi?
Dacă era cu Windows, e bine că și păi e, e detașabil, nu? Păi da, dar Vali ar spune că e instalare, o dezinstalare nouă, o instalare. Nu, 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 poți să-l formatezi, nu e asta o problemă. Dacă era formatat înainte. Nouă. Sau dacă l-ai formatat în procesul în care, adică dacă tu când ai luat laptopul, l-ai luat formatat. Dacă n-avea nimic, dacă avea chestiile proprietarului, da, atunci tu trebuie să ștergi doar ce e al tău. Nu poți să-i ștergi ce era lui acolo și ce n-ai, asta e. Deci dacă avea Linux, trebuie să-i pun la loc sau? Păi, nu. Nu, cum nu, a zice că nu. Îl dai așa stai, cum e. Dar chiar așa. Stai. Păi, îi pui altceva, îi pui un alt Linux. Nu, stai deci nu. Aici e vorba de o construcție, ca și cum ai spune, păi dacă blocul, respectiv, eu am făcut un bloc acolo și după aia am cumpărat clădirea și am schimbat blocul. Dar tu, de fapt, ai adăugat ceva peste altceva care oricum nu era acolo. Ok, tu poți să-ți iei chestiile înapoi, dar nu poți să-l returnezi la starea inițială, laptopul în sine. Avea... Păi nu e același Linux. Păi e 19. Și a pierdut oricum fișierele. Și-a pierdut fișierele. Ah, da. Păi exact, pierdut fișierele. Orice alt exemplu putem să inventăm la fel. Deci dacă un cumpărător... Dacă tehnic se poate, și se poate asta. Să-i păstrezi datele și să-i pui și al Linux. Și, da, și tu îi ștergi Windows-ul, asta e discuție deja. Nu, dar altceva. Deci noi discutăm ce face cumpărătorul de bună credință, adaugă niște chestii pe care nu poate să și le ia, dar ce faci dacă extrage, șterge, strică, aruncă, nu? Ca exemplu cu fișierele. Deci eu sunt un cumpărător de bună credință. Da. Zic, ăsta e laptopul, eu cred că e laptopul meu acum. Da. Șterg toate pozele. De... Da. După aia, proprietarul adevărat, legitim, ia laptopul înapoi, cui cere despăgubiri pentru pozele șterse? Ție. Mie? Ție, da. Hai să dăm un alt exemplu și mai tare. Hai să dăm un alt exemplu și mai tare. De a colectiviza mina. Da? Da, a venit colectivizarea, deci, să zicem, cazul de dinainte, tatăl tău vitreg, da, a dus mina la CAP, s-a făcut returul, mina era a ta, s-a făcut returul, mina a luat-o el, i-a vândut-o lui Costel, da? El nu avea dreptul să vândă mina lui Costel, Costel s-a apucat, a exploatat mina. A scos 5 kg de aur. Tu, în fine, îți dai seama de eroare, câștigi până judecată, demonstrează că mina e de fapt a ta. Pune aurul la loc. Nu, dar Costel are o datorie la tine pe chilele de aur pe care le-ai extras. Eventual scad costurile de extracție sau așa. Și în cazul la fotografie ar fi la latitudinea proprietarului legitim câtă restituție cere. Că el poate fi înțelegător să zică, mă, ok, n-ai știut, poate văd. Da, dreptul să ceară îl are. Da, păi asta e toată ideea. De o bicicletă i-a stricat o roată, știi? Da, ceva. O stricăciune, da. Da, sau ok, exact, ca să simplificăm exemplu cu bicicleta furată. I-am stricat o roată. Ia bicicleta înapoi. Păi da, bicicleta mea avea două roți care mergeau. Păi da, da, hoțul nu ți-a stricat roata. Și ce cine ți-a stricat roata? Și ce e foarte contraintuitiv în discuția asta? Că cumpărătorul de bună credință este un om inocent. Dintr-o dată el devine vinovat de niște lucruri și aici s-ar speria toată lumea. Poți să-i transferi stricăciunea lui care a fraudat, nu? Nu, bine, n-ai de ce. Tu ai stricat-o. Făcut-o. Tu ai stricat. Tu ai făcut-o. Deci ăsta e vorba lui Alexandru. Bine, în fapt, probabil că ție ți s-ar cere, dar și tu... Hai să o luăm altfel. Are o logică, că tu îi distrugi lui a lucru. Hai să o luăm altfel. Nu faci o agresiune. Tu ești... De ce plătești restituție? Că n-ai făcut o agresiune față, nu știu cum să zic, conștientă. Ai făcut fără de voie. Și greșeala fără de voie e... Și ideea e că sunt consecințele acțiunii tale
care te-ai pus într-o situație, da, în care ai făcut un rău altcuiva neintenționat. Practic, ce se întâmplă? Ai făcut un rău altcuiva neintenționat. Cine e responsabil pentru asta? Tot tu ești. Okay, ar fi din culpă, ar fi din greșeala aia. Și atunci, de ce ar fi asta o lume mai bună? Din cauza că toată lumea ar avea grijă. Exact. Să fie legitim proprietar pe o chestie când face ceva. Da. Nu pui mâna, păi am găsit-o pe jos. Mai ești sigur? Sau nu, știu dacă, sau nu știu dacă neapărat când face ceva, dar când face ceva care urmează să producă schimbări în natura bunului respectiv. Să asigure că nu, e proprietar. Da, nu te doare neapărat dacă ești într-o casă, dacă ai cumpărat o casă și na, așa cum e, te-ai mutat în ea și ok, o dai înapoi. Nu e o problemă atât de mare, dar în clipa în care te-a pus să faci lucrări la ea, trebuie să te asiguri că... Nedetașabil. Și aici vine... Uite, mai faci un etaj, de exemplu. Da. Uite o mică bârfă aici. Și la un moment dat, Rothbard zice, păi foarte mulți oameni s-ar folosi de un serviciu, cum nu știu cum se cheamă pe engleză. Da, de trasabilitate al titlurilor de proprietate. Da, mă rog. O verificare în plus. La noi l-ai numi un registru. Da. Un registru al proprietății. Da. Și aici toată lumea o să zică, păi vedeți că vă trebuie stat. Cum să ai altfel un registru unic? Și nu e deloc evident că un serviciu de trasabilitate a proprietății este bun să ai să fie ținut monopol de stat. Ai o grămadă de firme. DHL ca să răspund la asta, lăsându-i pe DHL, exact. Ca să răspundem la asta așa, cum ajung mail-urile la destinație? Gmail? Toate. Hai că n-ajung chiar toate. Ba da, dacă ai scris adresa dacă ai scris adresa corect, ajung chiar toate. Ai ok. Deci care era poziția lui Rothbard? Că dacă ai stricat, zice la asta, zice aici, mai. Dacă ai stricat. Nu, asta sau dacă ai modificat, rămâi cu paguba. Nu, asta este ceea ce extrapolăm din faptul că ăla are dreptul să își ia, dar nu are niciun drept să-și mute clădirea sau să o distrugă, dar nu are dreptul să-i ceară bani ăluia pentru clădire. Ăla de bună credință nu poate să-i ceară proprietarului, păi ți-am lăsat nu poate să-i ceară proprietarul legitim, păi ți-am lăsat o clădire acolo. Pe când în justiția actuală se discută chestia asta. E bun negociabil. Se negociază o despăgubire către... Deci pe lângă că ți s-a furat o chestie, după aia mai ești o problemă. Zici că n-are sens. N-are sens, da. Restul discuției pe care am făcut-o noi sunt observații originale. Deci se discută în carte. Și pe legea actuală la poate să ceară. Da. Asta zic, în zilele noastre în care vezi, Doamne, încerci să fie împăciuire, nu se știe cum au ajuns la legile astea, ți se fură un lucru, după aia ai mai multe probleme. Îl urmărești pe ăla, trebuie să negociezi cu nou cumpărător, când de fapt ar trebui să ai unul înapoi. No. Și pace. Nu, cred că sunt argumente de astea de utilitate socială, ca și la cheia și proprietar, știi? Exact. Sau de ce nu ți-a dat? Dacă mi-a furat 50 de hectare, de ce să-mi dea doar 10, știi? Vreau să protejez chiriașii, știi? Păi da, a fost casa mea, știi? Nu contează. Deci, squatter's rights. No squatter's rights. Bine, la squatter's rights ar fi apropiat de principiul homesteading-ului. Squatter's rights sunt dacă ai o clădire care a fost lăsată în paragină și vin unii și stau acolo și tu nu i-ai dat afară. De fapt, nu e neapărat clădire, squatter's rights. Mi se pare că în anumite țări poate să-ți ia proprietatea cu totul de sub tine. Dacă tu ai o proprietate și vine unul și stă acolo și dovedește că stă acolo, da, ocupare, și dovedește că stă acolo o grămadă de timp și tu nu te-ai preocupat să-l dai afară, ți-a luat proprietatea. Dar cum se prin numește? Uzul capiune. În dreptul civil românesc se numește uzul capiune. Și în engleză cum e? Cum traduci? Traduci drepturi ale ocupanți, cum se cheamă? Da, nu știu.
Squat, în engleză există chiar cuvântul squatter. Deci unul care intră la tine în casă și da, ocupă acolo. Da, ocupă. Dar Rothbard zice, nu există așa ceva. Atâta vreme cât proprietarul n-a renunțat, el e proprietar legitim. Da, și n-a renunțat efectiv. Renunțat expres la proprietatea aia, aia e proprietatea lui. Nu există să hotărâm noi așa că după 10, 15, 20 de ani ai stat aici. Ok, sunt ale tale. Bine, dacă proprietarul e mort și n-are pe nimeni, de-abia atunci, nimeni. Da, și n-are pe și nimeni după discutam. El, de-abia atunci pământul respectiv redevine în stare de natură și dacă e vreunul care s-a așezat deja pe el acolo, devine al lui. E ca un pariu pe care l-au făcut unii cu legea 30 sau 10, nu mai știu, care e aia cu retrocedarea. Da? Au vândut unii, deci au vândut casele care erau sub incidența legii 10, da? Și pariul lor pe termen lung e că n-o să vină nimeni să le ceară înapoi. Și practic dacă nu vine nimeni să le ceară înapoi și se dovedește că toți au murit, prin uzul capione îl achesează. Și în sistem libertarian asta s-ar putea face. Dacă tu intri peste proprietatea ăluia, nu se plânge nimeni. La un moment dat zici, bă, ăsta e mort și n-are urmaș. Ideea e că în dar tu nu poți să te aperi. Asta e ideea. Tu nu poți să-ți aperi proprietatea. Tu nu poți să-ți aperi pământul acolo. Da, abordarea lui Rothbard este că să zicem că nu se plânge nimeni, tot e de datoria ta să faci toate, să depui toate diligențele și să cauți moștenitori. Da. Și nu poți să pretinzi așa, păi eu am stat. Nu, dar nu contează asta. Adică tu chiar dacă tu nu-i cauți, trebuie neapărat să-i cauți. Tu trebuie să-i cauți doar ca să te asiguri că poți să te așezi acolo dacă nu vrei să te expui. Dacă tu vrei să te expui, tu te duci și te așezi. În perspectivă libertariană, tu te așezi acolo. Dacă vin moștenitorii, ți-ai luat un ștânfun și ai plecat acasă. Asta e. Am uitat. Asta cu consimțământul, domne, ăsta în ce credea, ce voia în viață, știi? Mă gândesc dacă e unul de tip Hagi Tudose care n-ar împărți nimic, dacă e drept să lași așa. Adică să nu intre în stare de natură, să rămână pământul ăla. Păi dar nu mai are proprietar. El e mort. Iar dacă. Mortul nu are proprietar. Dreptul nu moare. Și care a fost rezolvarea? N-ai fost la cafele. Da. Care a fost rezolvarea în discuție? Nu, am discutat-o mai de mult. Dacă proprietatea aia neîngrijită... Dreptul. Stai, proprietatea aia neîngrijită, o să facă niște stricăciuni și tu poți să ceri restituție câte puțin. De așa. Unde? De la cine? Nu e o soluție. Nu e o soluție. Dreptul care nu moare, e al cui? E deținut de cine? De la mort. Mortul nu deține. Bă, nu, testament. Mortul nu deține. Dacă tu vrei, păi testament. Testament se duce la... Testamentul se duce, e un transfer. Testamentul e consimțământul lui în cursul vieții. Este un transfer de proprietate, este un contract cu transfer de proprietate și clauză de intrare în funcțiune, testamentul. Care este clauza pentru ca contractul să se execute? Eu trebuie să mor. Dar contractul în sine e încheiat în momentul în care eu sunt în viață. Mă autodețin, pot să închei contracte, am voința asupra mea. Nu, o cred că am fiind relevant, ca având drepturi și după. Adică dacă el zice... Dacă, bine, în cazul meu, el zice, asta e ideea. Mai mult, dar consimțământ ipotetic, construim ce vrea ăla în viață, știi? Era Hagi Tudose, deci ăsta urăște lumea, nu vrea să-l lase la nimeni. Știi? Mă gândesc că drept este, are 2 hectare de pământ acolo, drept este să le lași și... Cui? Forever. Nimănui. Păi nu există nimănui. Voința lui... În viziunea rothbardiană avem proprietate privată sau stare de natură. Proprietatea privată trebuie să aibă proprietar. Stai. Proprietarul, dacă e mort, nu numai că nu se autodeține pe sine că e mort, nu mai poate să mai deține nici proprietatea. E, de ce nu? Da.
un om care nu poate că să aibă consimțământ. Are din același, același motiv pentru care un copil nenăscut nu poate să dețină proprietate. Cum să nu dețină? Deține prin cineva. Un copil care nu există. Care nu există. Am folosit cuvântul nenăscut impropriu, că putem să ne ducem pe o discuție de avort. Eu vorbesc de copilul care nu există. Copiii mei, copiii tăi, care nu există încă. Da. Ei nu au niciun fel de proprietate. Ai avut o intrare în proprietate. Nu vorbim dacă inorogii pot avea proprietate, pentru că inorogii nu există. Ăsta a avut acea casă. Înțelegi? Casa aia a fost a lui. De acord. Vezi că copilul ai și zis a fost. Nenăscuții câini nu au drept de proprietate. El în clipa de față nu mai există. La fel ca și cum, la fel ca și eu, dacă eu pot să dețin, dacă eu persoană care nu există pot să dețin proprietate, eu persoană care nu există pot să achiziționez proprietate. Stai, nu. De ce nu? Altceva. De dacă, ce nu? Nu, imaginați-vă o altă, și nu schimb scenariul. Imaginați-vă că nu e evident că a murit. Pur și simplu dispare de acolo. Dacă nu e evident că a murit, eu cu tot o altă discuție. Păi stai. Și trec 100 de ani. Așa. Ce faci? Te gândești, m-au fi murit între timp? Da. Ok, și ce faci? Intră cineva cu forța peste proprietatea lui? Da, e în stare de natură. Cine hotărăște? Că asta zice Costel. Cine hotărăște că e în stare de natură? Dacă nu s-a spus voința, păi uite, într-o lume libertariană, eu aș zice că cine hotărăște că e în stare de natură este un tribunal care după aia poate să-ți aloce drepturi de proprietate prin homesteading. Poate să ți le recunoască. Deci într-o lume libertariană, la un moment dat, povestim de apropiere. Dar de ce nu mi permiteți mie un minuțel sau jumătate de minut să vin cu o altă variantă? Te întind. Mă întind. Zic. Click, clac, click. Click, tac. Ce vorbim noi? Pare că o iau pocolite. Ce vorbim noi despre lucruri drepte în lumea liberă? Poate oricine să-și facă dreptate? Păi, cine face o acțiune care îndreaptă niște lucruri, trebuie să aibă dovezi și să-și susțină poziția. Deci el poate să, stai, cineva poate să facă, nu trebuie să cheme un polițist, nu trebuie să aștepte un polițist, poate să facă ce e drept și după aia să-și asume ce a făcut. Exact. Ai făcut bine, n-ai făcut bine. Okay. În momentul în care se, la fel de bine cineva poate să intre în această proprietate și să se apuce să dovedească că e abandonată. Nu trebuie să dovedească că e abandonat. Asta e ideea. Păi n-are titlu în registru. N-are titlu. Păi da, dar în clipa în care vine primul conflict, el poate să spună, proprietatea este abandonată. Proprietarul legitim e mort, trebuie să o dovedească. Nu are testament. Păi, trebuie să dovedească că a depus diligențele. În momentul ăla. Dacă el, în momentul ăla în care vine cineva și spune, bă, tu ai furat pe aici, și spune, nu, proprietarul legitim e mort, sau dovezi. Sau altfel. Dacă dovada, el vrea dovada să aibă un titlu de proprietate, se duce la o asemenea agenție de care am spus mai devreme, spune, proprietarul legitim e mort, nu să recunoașteți că asta e în stare de natură, eu am homesteduit-o deja. Ei o să zică, păi dovedește-ne că e mort. El trebuie să vină cu niște dovezi. Și, ok. Păi și el okay. Se duce la registru unde era ăla, așa, îi pune data de naștere, zice, au trecut deja 150 de ani de când s-a născut ăsta, nu mai avem ce discuta. Cel mai bătrân om, 125. N-a avut urmași. Bine, dar și ce trebuie în lumea asta ar trebui să treacă 100 de ani? Păi nu știu, zic și eu cât nu, dar adică că dacă produci un cadavru e cu atât mai ușor demonstrație. Nobody, no. Nu, dar mă gândesc că ai putea să cu condiția asta nu fi omorât el, evident. Și să se fie asigurat că n-are cine să plângă. Păi da. Nu, dar interesant e că dacă poți să produci dovezi, mi se pare interesant. Dacă poți să produci dovezi, deci l-am căutat și în gaură de șarpe pe ăsta. I-am trimis e-mail-uri, am dat anunțuri peste tot, am dat anunțuri la televizor, whatever. Nu contează. Din punctul ăsta de vedere rotbardian, nu contează dacă ăla ar putea să fie în viață, faptul că tu nu l-ai găsit, nu contează. Tu trebuie să produci dovezi că el nu mai poate să mai fie în viață.
Tu trebuie să produci dovezi că el nu mai poate să fie proprietar acolo. Asta e ideea. Așa, asta susține punctul tău, că dacă a murit, ghinion Iliescu. Păi nu, asta e ideea. Ca să demonstrezi că ceva se întoarce în stare de natură, tu trebuie să demonstrezi că ăla nu mai e proprietar acolo. Ok, și în lumea liberă, practic toată lumea ar avea grijă să aibă testamente. Posibil, da. Dacă e cazul. Dacă vrea. Nu, nici măcar putem să inferăm, că asta e partea a doua a discuției, da? Ai nevoie de un testament? Zicem că ai murit fără testament. Ai copii? Ai copii. Ce face lumea cu copiii? Le dă chestii. Păi da, dar cum se împarte? Contează voința mortului? Pentru că pe vremuri se dădea la... Dacă a fost exprimată în viață, da. Deci martor, deci dovezi. N-a fost exprimată. Contează. Și dacă a fost... Păi nu, dacă a fost exprimată în viață printr-un testament, da, contează. Mi se pare că de pe poziția ta unde morții cu morții vii cu vii, ar trebui să ne fie indiferent, știi? Și dacă a avut un infart și dacă a lăsat explicit, ar trebui să nu fie indiferent. Nu, pentru că zic că n-ar trebui să ne fie indiferent. Deci, el zice și în situația marginală în care n-ar exista... Păi da, dar mie mi se pare că nu e consistentă cu... De ce să mai opereze voința mortului dacă el nu mai există? De ce ne mai interesează ce a vrut el, că își iubea copiii, că nu și iubea? Păi nu, dar practic când te interesează un testament, cineva e angajat să preia execuția, el preia, e împuternicit, preia dreptul. Ai dreptate. Aoleu. Scuze, că vrei să apăr poziția mea. Nu, ai dreptate. Ai dreptate. N-ar trebui, decât dacă... Mai zi o dată să o înțeleg și eu. Decât dacă, deci ne-ar interesa voința mortului, decât dacă... Cum să spun, ar fi doar 5 oameni fără testament în toată lumea. Și atunci, cutumiar, toată lumea lasă un testament. Atunci, da, am putea spune că și el ar fi lăsat dacă n-ar fi lăsat. Dar dacă lumea nu funcționează cu testament în general, atunci da, nicio problemă. Nu e, nu contează. Nu aplic premiza asta. Da. Adică ce faci? Adică eu vreau să spun așa, că nu susțin o situație de genul ăsta în care o avem astăzi. Deci nu vreau să zic că copiii au dreptul la proprietatea aia doar pentru că îi sunt copii, pentru că astăzi trăim într-o lume în care statul îți distribuie proprietatea după moarte, după anumite legi de filiație, da? Adică înțeleg punctul de vedere. Dacă toată lumea ar avea testament expres și mai mor unii fără testament, acolo am putea zice, păi, ăștia care au murit fără testament, nu știu, de ce n-au avut testament oare? Toată lumea care are testament, ce face? Care sunt uzanțele în comunitate? Da. Și, dar dacă, de exemplu, doar jumate din lume ar avea testament și jumate ar muri fără, da? Păi da, atunci ar pogni tare de tot și lumea și-ar lăsa testament. Adică ar pogni în sensul că n-ai putea să prezumi. Păi nu te-ai gândit că ăia fără testament, nu știu, poate ai avut accidente, ai avut... Păi nu, dar dacă sunt mulți, asta spune. Dacă sunt mulți, nu mai poți să mai extragi o regulă. Aia și înseamnă că nu vor să lase. Și înseamnă că asta e. Nu putem să presupunem pentru că nu avem un context comunitar. Da, da, îl construiești. Nu, eu simpatizez tot cu asta. Păi gândește-te la universalitatea unui drept. Universalitatea unei dețineri. Unde se ducea? Dincolo de nori, dincolo de timp, dincolo de spațiu. Nu? Universalitatea unui drept. Nu știu, eu aș zice... E ca în cărți. Eu aș zice că e conectată și la existența. Ea nu intră în proprietate. Da, la copii ai imaginat, nu... Sunt nenăscuți, știi, n-au un fetus, e real, știi? Devine real și aplici principiul self-ownership-ul. Pe asta încercam și să zic mai devreme. Copiii nenăscuți nu sunt născuți. Copiii n-au o problemă să ia loc, știi? Lucruri virtuale le scoatem absolut din discuție. Dar în timp ce ăsta a deținut proprietatea, a deținut-o. Întrebarea e de ce să nu îi respectăm voința, dacă voința lui e... Și ce dacă mă... Și păi da, nu știi. Nu, ideea e cum
cum verifici că ce deci, prezumi tu că te deduci corect? E ca acele 2 hectare să nu le dețină nimeni niciodată, să nu fie. Păi dacă a scris ceva de genul ăsta, el, hai fi de acord. Poate să înființeze o companie sau un legat, o legație de genul ăsta prin care să impună niște voințe, dar nu e ca și cum nu le va deține nimeni niciodată, le va deține o instituție, o companie, un ceva. O entitate. Dar tot funcționează în felul ăsta în care el își lasă, adică dacă voința e exprimată efectiv, problema e ce faci, tu te-a pus să prezumi voința lui. Și asta zice. Dacă era Hagi Tudose, puteai prezuma. Că nu puteai prezuma. Poate să răzgândea ca Scrooge în anul morții. Deci dacă nu e un testament. Deci eu las povertie. De probabilități era puțin pa. Se putea. Auzi, las povertie sau la poartă sau și scrie. Eu dacă mor, aici să nu mai intre nimeni. Da. Ce faci? Eu respect asta sau nu respect? Că trebuie respectată dacă asta e voința lui. Discuția nu e cum faci practic. Nu, asta e voința lui. Asta e dreptul asupra acelei. Na, spune că nu i-o respect. Nu i-o respect. Și spun de ce nu i-o respect. Pentru că cineva te poate exclude doar dacă este proprietatea lui. Păi, Costel ar zice că e proprietatea lui. Eu am spus că nu este și dacă mă întreb de că eu respect, răspunsul e nu. De ce? Pentru că ăla nu mai e proprietar acolo. Exact. Ai putea, Costel, să te gândești că un copil, și de când e fetus, în potențial, el o să devină o persoană cu consimțământ. Mm. Și atunci vezi care sunt uzanțele, poți cât de cât să derivi ce ar vrea. Dar după ce un om nu mai poate să ajungă agent cu consimțământ, pentru că îl vezi că a expirat complet, ai putea să te gândești că nu mai e ce respectăm în primul rând, o persoană. Păi dacă cred că asta zice Vale. Deci ce respectăm în primul rând persoana? Consimțământul trebuie să fie viu, eu zic că nu trebuie. Păi dacă nu trebuie să fie viu, atunci de ce nu pot deține copiii nenăscuți proprietate? A fost viu. Păi nu că sunt virtuali, zice. Copiii virtuali. Păi da, copiii virtuali, care nu există încă. A, tu zici că și ăsta trece în neființă. De ce nu pot să le dau eu proprietate? Că pot să prezum consimțământul lor că îl primesc. Da, dar ăsta a avut proprietate. Ăla n-a avut nimic niciodată. Ăsta a avut proprietate. Nu mi se pare o diferență validă. Ba, de ce? N-a avut proprietate. Păi da, dacă discutăm de consimțământ prezumat, nu mi se pare o diferență validă. Eu donez. Consimțământul prezumat se face în absența unor informații privind consimțământul actual. Știi? Păi da. Păi și? Copilul nu poate să-și dea consimțământul actual. Despre copilul ăla imaginar nu știu nimic. Nu problem. Știm că nu există, știi? Dacă ceva nu există, ba da, știm. N-a intrat în proprietate. Ăsta a intrat în proprietate. Știm că dacă există, va fi al meu, deci eu o să le duc, deci pot să prezum că îmi va împărtăși valorile, deci dacă eu mă apuc să-i donez o proprietate, pot să prezum că va consimți să o primească. Că e de la tasul. Nu, ăsta a existat. Copilul imaginar n-a existat, prin definiție n-a existat. Am înțeles, dar de ce e asta dintr-o dată o chestie importantă, dacă există sau nu? Sau dacă a existat vreodată? Că dacă a existat vreodată, eu pot să, de fapt, o reduci la faptul că există. Mm. Da? Deci e important să existe. Pentru că n-a intrat în proprietate. Copilul imaginar. Același lucru. Lucru e că la cineva care a intrat în proprietate. Cineva care n-a intrat în proprietate pentru că nu există. Da. E același lucru cu cineva care a intrat în proprietate. Deci existența este o condiție necesară ca să achiziționezi proprietatea, dar nu este o condiție necesară ca să deții proprietatea. Mie asta mi se pare că e un standard dublu. Este, să spunem. Deci dacă eu sunt proprietar prin apropiere, prin transfer, nu știu ce, sunt proprietar legitim. Ce pot eu să fac ca proprietar în legătură cu încălcările? Păi pot să mă apăr.
Pot să resping ale încălcările. Eu dacă mor, am dreptul să resping încălcările? Dreptul există. Execuția nu mai există. Dacă există execuția apărării, că mi-am angajat, Da, vorbim de drept, că uite, aveam discuția asta și la copii, știi? Da, înțeleg, nu se poate apăra, are deci, un drept? Deci dreptul, eu sunt și ciudat. Deci eu încerc să-mi împac ambele poziții. Înțeleg unde te duci. Și răspunsul meu e că are drept, chiar dacă nu se poate apăra. Un om paralizat are dreptul. Are. Are, dar dacă nu-l exercită nimeni, e ca și lipsa ălora care să plâng. Și dacă n-are cine să plângă, să ceară, rămâne în stare de natură. Discuția noastră nu e cum securizăm drepturi în condiții de deces. Poziția noastră e dreptul transcede moartea și poziția mea e că da. A fost al lui, eu nu pot în cazul copilului imaginar, nu a fost. Da, e imaginar, da. Păi când aici s-a întâmplat ceva, să zicem că a făcut chiar apropiere. N-a fost, ce a deținut. E punctul ăla. Pardon. Nu știu, pe mine mă interesează doar din punctul de vedere dacă produce efecte sau nu. Dacă tu îmi spui că produce efecte, atunci da, mă interesează și nu-s de acord. Dar îmi spui că nu produce efecte, poziția lui Alexandru, atunci nu mă mai interesează. Păi nu, stai să vezi că dacă respectăm un asemenea drept, atunci orice terț ar putea să vină să apere drepturile alea, ca așa vrea el. Vrea să apere dreptul mortului de a nu fi ocupat un teren. Păi nu, teoretic, păi asta spun, dacă produce efecte sau nu. Că dacă teoretic, dacă tu ai dreptul și la proprietatea respectivă și eu vin și mă așez peste ea, e trespassing. Da? Dar nu se plânge nimeni. Dacă mă apuc să conduc, nu contează că nu se plânge nimeni. Până asta, asta a spus-o Rodvard aici. Nu contează că nu se plânge nimeni. E trespassing da. Și eu nu am voie să beneficiez de pe urma trespassing-ului. Da, discuția noastră, uite, uneori ne pierdem în asta cu ce face ăla și eu mereu zic, nu, discuția noastră e normativă, ce e drept să fac. Normal că a murit moșul ăla și mă duc și nu, dar problema noastră e ce e drept. Dacă voința lui a fost pământul ăla să rămână pe ploagă, drept e să rămână pe ploagă, că așa e voința lui. Da, dar cineva trebuie să apere. Ce? Deci drept, stai, uite distinție din aia ca între fizic și juridic. Nu, discuția dacă ca în discuțiile are alelalte. Dreptul cineva, uite, Alexandru vrea să apere voința lui, are dreptul, eu zic, are dreptul să facă. Sau agenție de protecție, să zicem. Dacă vrea să apere, are dreptul. Bine, dar trebuie să fie și clar că aia a fost voința lui. Deci noi am tot trecut prin ele. Dacă nu e clar, da, admis. Aia am admis, no, ok. Discuția noastră nu mai era care e voința lui. Uite, hai că ne rezolvă Rodbar. Ne rezolvă Rodbar. Citez de la el și vedem cum se aplică la situația asta. Spune așa. Avem astfel la finalul capitol o teorie despre drepturile de proprietate, că fiecare om are dreptul absolut la controlul și proprietatea propriului său corp și la resursele nefolosite de pământ sau alte resurse naturale, pe care le găsește și pe care le transformă. El aici folosește land, dar cu vreo 2-3 capitole în urmă spune că land, pământul în sine, este de fapt natură, resurse naturale, folosit în sens economic. Economiștii se referă la toate resursele naturale atunci când spun pământ. Da, e o generalizare, da. Bun. Deci are dreptul absolut, control și proprietate, propriu corp și resursele nefolosite pe care le găsește și pe care le transformă. De asemenea, are dreptul să înstrăineze, să dea astfel de proprietate tangibilă, o spune el aici, deci nu intelectuală. Bagă în paranteză, nu își poate aliena controlul asupra propriei persoane și voințe, închide Rothbard paranteza, și să o schimbe pentru o proprietate similară derivată din proprietățile altora. Prin urmare, toate drepturile de proprietate legitime sunt derivate din proprietatea fiecărui om asupra propriei persoane și principiul de homesteading, de care vorbește Costel câteodată, asupra drepturilor de proprietate, as well as the homesteading principle of asupra drepturilor de proprietate care nu mai aparțin unui posesor.
Avem o teorie a criminalității. Un criminal este cineva care produce o agresiune împotriva unei asemenea proprietăți ce am definit mai sus. Orice titluri criminale de proprietate, da, ilegitime, să spunem, orice titluri ilegitime de proprietate trebuiesc să fie invalidate și returnate victimei sau moștenitorilor ei. Dacă nu există asemenea victime și dacă actualul posesor nu este criminalul însuși, atunci proprietatea îi revine posesorului curent în virtutea principiului de homesteading. Acum, luând asta și mergând la ce ai spus tu, în cel mai rău caz, îl desproprietărești pe ăsta pentru că, să zicem că a încălcat voința mortului, dar nu mai sunt victime și nu sunt nici moștenitori. Și atunci el poate să o ia din nou, din homesteading. Da, da, maybe. Ah, că nu mai ai moștenitori, nu mai exact. Ai... Păi și cine să consume resurse să-i apere voința mortului? Da, nu contează cine nu consumă resurse. Păi nu, vreau să zic că în realitate nu s-ar întâmpla. Nu contează, nu suntem la o discuție de genul ăsta. Da, păi și ce, discutăm doar dreptul? Da, discutăm. Ca să nu zic că pot exista și normativ, ce resurse, poate Bezos vrea asta, știi? Mobilizează resurse. Ah. Da, frate, 5.000 de ani da, și o să ai resurse. Știi? Da. Dar discuția dacă e drept să iei, știi? Asta e discuția. Da, nu mi se pare. Și ce dacă n-are, moștenitori? Agresiunea e față de el. Și voința lui e aia care e. E aia care a fost. Mă rog. Și care este încă? Puneți mâna, faceți testamente și voința lui a fost. Mergem. Dacă drepturile să existe în perpetuitate și vrei ca drepturile să existe în perpetuitate, voința în sine măcar trebuie să o legăm de existență. De agent, actant. Da. Da. Nu mi-a așa mi se pare că trebuie să subsiste. Faptul că el nu are... Mai zi, mai faptul că el nu are control e... Că a murit, știi? N-are relevanță. Așa o văd. Nu știu, ne mai gândim. Uite, vezi ce fel de discuții avem? Noi avem discuții despre ce e drept. Nu ce... Să-ți iei dreptul. Nu discutăm... Asta vreau să zic că e un exemplu practic din ce facem noi. Uite ce fac libertarienii. Discută... Ce e drept? Că ai vers pe pereți. Da. Deci de asta de banalizarea ăstora pro-capitalism e că sunt niște egoiști, săracii să ducă dracu dacă s-ar putea, știi, cât mai repede. Nu. Dacă te uiți la marii, de ce insistam pe ea trei mari autori și pe alea trei mari argumente? Dacă tu nu știi nimic despre tabără opusă, cum o să ai? O să ai niște caricaturi, știi? Capitalismul înseamnă poluare, înseamnă sexism, înseamnă tot ce nu ți-a plăcut în viață. Păi nu știu, uite-te pe ăia trei mari cărturari, uite, Rothbard, părerea mea e cel mai tare, știi? Vezi ce zice, găsești chestiile astea? Nu, el ce-și propune, o teorie a dreptății, domne. O teorie a dreptății bazată pe libertate, pe dreptul oamenilor la libertate. Îți place așa ceva? Ia cel mai bun... Exemplar, știi, care teoretizează chestia asta, știi? Așa multă lume mai vorbește despre libertate, dar noi la felul ăsta, în modul ăsta, serioși, întors pe toate fețele. O ultimă chestie, să zicem, asupra care să ne mai aplicăm, este vorba de... El a mai amintit-o în trecut, atunci când vorbea despre... descoperitorii Americii, descoperitorii continentelor.
descălecătorii. Zice, să spunem că tovarășul Green are un drept de proprietate legal asupra unei bucăți de pământ, da? Legal. Din punct de vedere libertarian însă, el nu are dreptul decât asupra bucății de pământ pe care a muncit-o, pe care a transformat-o, da? Dacă, de exemplu, pe pământul lui, într-un colț undeva, e o bucată pe care n-a atins-o, aia e deschisă la homesteading. Asta e unul dintre locurile în care Rothbard diferă foarte mult față de viziunea de proprietate actuală, dar își aplică principiile consecvent. În sens de, dacă cineva vine pe pământul ăstuia, pe bucata aia și zice, eu fac și eu ceva pe aici, și începe și se apucă și tovarășul Green să o supără și vrea să le evacueze de acolo cu forța, Green e agresor. Nu celălalt. A, era pe pământ reformulat. Pe pământ, ăla, pentru că bucata aia de pământ pe care au îngrădit-o Green, dacă nu i-a făcut nimeni nimic, e încă virgină. Aia e doar... Da, practica... Aici e o polemică. Chinsella parcă nu susține că dacă ai tras-o... Dacă ai îngrădit, cum era, mă rog, fiind a tras jumate prin mijlocul Bucureștiului, știi, jumatea lui. E suficient, da. Pare să aibă mai mult sens ce spune Robert, că trebuie totuși să-i faci ceva. Uite de ce divergențele astea de mainstream, deci pentru Rothbard sau pentru libertarieni, trebuie să faci ceva la pământul ăla să fie al tău. Când oamenii vorbesc de, nu știu, impozitarea progresivă, n-a zice că presupoziția aproape pe față. O presupoziție, un arier plan, o idee tacită, asumată, știi? Nu e pe față că banii ăluia sunt și ai tăi din moment ce tu votezi un transfer. Banii unui bogătan, ai unuia din, hai să zicem, vorbim de impozitare progresivă, sunt ai tăi. Tu decizi prin vot controlul acelor bani. Libertarienii n-ar accepta asta. Dacă ăla are o proprietate legitimă, să zicem, Bezos sau nu știu cine, sunt ai tăi. Ori percepția omului obișnuit e că îi poate fura banii lui. Și mă rog, nu numește furt, îl numește echitate, participare numește echitabilă, orice sunt, da, o mie de fair share, eufemisme, da, pentru asta. Dar poziția libertariană e că nu. De ce e importantă teoria dreptului de proprietate? Pentru că tu, fără să-ți dai seama, tu votezi sau crezi că ești proprietarul banilor lor. Altor, da. Nu te gândești, dar cum să fur eu bani? Ba da, eu fur. Nu-i fur tu, e fura ANAF, să zicem, știi, da. Da, practic împuternicești, trimiți, da, pe, da, cineva. Strig vorbind, nu-i furi. Nu-i furi. Dar dacă îi primești printr-un program redistributiv, cum sunt multe, prima, da, casă, eu, prima mașinuță. Bine, aici o întrebare valie dacă te poți numi hoț sau hoțul e doar ANAF și tu doar ești agresor, să zicem, că folosești o proprietate fără consimțământ, că n-ai furat-o efectiv. Mă gândesc că noi folosim termenul ăsta hoț că ăla care a pus mâna, na, ANAF a pus mâna sau poliția, știi? Iar tu dacă primești din programele astea redistributive, ești doar un agresor, să zicem, că folosești proprietatea altuia, știi? Fără consimțământ. Poți să nici nu fii agresor. Poți ești să fii... ca ăla care mergi cu hoții să spargă o bancă și primești tu ceva. Poți să fii utilizator de bună credință. Tu ești de bună credință. Tu zici, am cerut niște bani. Cred că sau de la credință. Nu, să zicem că sunt oameni care nu înțeleg și sunt cică. Adică, na, ei simt că sunt de bună credință. A, că tot... e drept să iei banii ăluia. Păi da, aici... Nu, să zicem că nu conștientizează că ia banii ăluia. Cumva. Păi, să zici, zice, vreau ca statul să-i taxeze, conștientizează, dar crede că e drept. Să zicem că sunt oameni și mai simpli care zic, vreau să-mi dea statul. Punct. Nu-l interesează de unde vin, cum se adună bugetele, căzi din redevențe de la Marea Neagră. E un drept. Și folosește exact ca bicicleta furată sau chestii. Doar că, da. Păi da, dacă omul ar realiza altfel, îți dai seama că nu mai sare așa... Nu mai pică așa ușor, știi? Are o problemă. Înțelege că statul fură de la cineva. Să-i dea lui. Și că nu mai e o chestie nobilă. În general, un furt, chiar și al unui om bogat, nu e o chestie nobilă. Sau de ce nu generalizez? De ce nu acceptăm violul asupra unor doamne din lumea bună? De exemplu? Sau asupra unor bogătane, de ce să nu acceptăm? Că e fair share.
Da, e același lucru. Principial e același lucru. Te mă gândeam la asta cu centrismul. Văd, deci o chestie printre... O chestie printre oameni e, domnule, eu sunt centrist. Sunt centrist. Nu sunt nici de extremă dreaptă ca naziștii, nu sunt nici de extremă stângă, precum comuniștii. Sunt centrist. Sunt... Uite, socialdemocrația europeană e o chestie centrist. Și mă gândeam să-i dai testul ăsta. Ok, hai să luăm... Uite-o. Să ne gândim la un segment în care pe o extremă ai schimburile pașnice și pe o extremă ai niște crime în serie, un criminal în serie. Un viol, de exemplu, ar trebui permis, pentru că e în centru, știi? Nu înseamnă nici crime în serie, nu înseamnă nici un schimb pașnic. Eu sunt centristă, știi? Echilibrată. Nu ești extremist, nu ești nici ca Iisus, știi, cu bunătate absolută și cu nu știu ce și cu altruism, dar nu ești nici genocid sau un dement, un criminal în serie. În urmare, un viol ar trebui permis. Deci exact, dacă asta e abordarea și din păcate multe ori asta centru, e în centru. Exact. Atunci nu mai ai stânga și dreapta, ci ai un spectru al stângii care este mai în stânga sau mai în dreapta, dar în stânga. Nu, asta pentru că prins discursul ăsta sunt extremiști, asta e extremismul, da. Nu înseamnă neapărat nazism, extremismul e și nu știu, Maria, nu știu care, știi, nu știu ce sfântă, știi. Chiar corect. Era foarte altruistă, se sacrificase. Da, extremismul bun nu, e da, ce ne place nou. Nu, da, chestia de echilibru, domnule, sunt dezechilibrat. Un echilibrat, nu un dezechilibrat, da. Cred în niște extreme, eu sunt centrist. Centrismul ăsta e socialismul, e, știi, e... Și dacă mergi pe logica asta, de ce nu accepti violul? E fix în centru, nu e nici crimă în serie, nu e nici simpatic. De ce nu accepti chestia asta, dacă vrei să fii o persoană echilibrată, știi? Sau dacă pui un genocid, un pic. Mai în extremă trebuie să mergi mai acolo. De exemplu, o crimă în serie poate să devină centru. Da, că e puțin. Da, față puțin. De genocid. Da, da. Față de genocid, pare, da. Și se tot mută, știi? Bine, genocid de așa e maxim. What else? Dar oamenii nu știu că sunt socialiști. Vor să spună, domnule, stai că eu nu sunt nici cu comuniști, nici cu capitalismul ăsta. Bate, sunt fix în centru, pe echilibru. Sau pe... Da, adică nu vreau, nu, îmi place proprietatea sau privată, nu. Dar îmi plac și taxele. Nu se gândește, nu, n-ar pune capitalismul sălbatic. Deși e posibil să-l asimileze nazismului cumva, știi? Da. Dacă tu lași copilul ăla nu, dar poate să needucat, poate să înțeleagă ăla n-are nicio educație. Și ce numim acum capitalismul de cumetrie? Poate să zică, nu. Nu-mi place nici ăla, nu-mi place nici ăla. Adică echilibrat acum este ceaușismele uie, trebuie niște taxe, adică nu se poate să faceți ce vreți voi cu proprietatea voastră. Educație e socialdemocrație europeană, deci, nu neapărat europeană. Și ei cu ce te atacă de obicei? Cu fear-mongering, da? Cu chestii de frică, zic, păi... În lumea voastră, tu la ce te gândești când îți spune ceva? E extremist. Explozie. Te gândești la lista mașinilor, știi, la... Ăia gazați, știi? Asta înseamnă extrem, la nazism. Îl sugerează cumva e nazist, știi? Uite, ia Rothbard, ia Etica Libertății. Seamănă, dincolo de faptul că e și evreu, printre altele. Deci numai... El și Mises sunt evrei, știi? Deci o critică la era și asta, știi? A, și era, ca să... Deci Blue Rocker era numit Jew Rocker, știi? Era prieten cu toți aceia, știi? Acum e. Tu zici că erau evrei, știi? Naia. Acum a început să fie acuzat de nazism, dar înainte era... Fără nicio legătură cu locul în care am ajuns cu discuția, ai zice că să mai atingem și ultimul punct din capitol și anume feudaliștii de azi. Care e poate greu de înțeles, ca să ne întoarcem la povestea cu biserica la începutul emisiunii, rewind dacă ați pierdut-o, spune așa Costel că biserica ortodoxă română, de fapt eu am spus că biserica ortodoxă română n-a prea luat pământul cu forța, ci doar a primit. Chiar dacă chestia asta s-a întâmplat, dacă pământurile respective le-a primit de la niște feudali, da, de la, să zicem, de la Ștefan sau de la un guvern al lumii, deci dacă pământurile pe care le-a primit nu au fost primite cu un transfer de proprietate legitim, a fost cumpărător de bună credință.
Ei ar fi fost cumpărători de bună credință și prin urmare, dacă s-ar apuca cineva să aduce pe pământurile alea să le muncească, sau dacă astăzi biserica deține pământul, nu știu dacă e cazul, dar s-ar putea să fie cazul, oricum e cazul, oricum este cazul grup pentru lige. Pentru unii, să spunem, țărani împroprietăniți, condițiile în care ei n-ar fi muncit pe acolo. Deci e o situație care poate să-i afecteze astăzi pe arendași, pe moștenitorii care își dau pământurile în arendă. Care e ideea? Presupunem că e cineva care muncea pământul pe undeva. Da. Vine statul acum 100 de ani în Evul Mediu sau chestii de genul ăsta. 100 de ani în Evul Mediu, care reprezenta vodă și oștirea lui. Și îl ia să colectivizează pământul, să ia de la țăran să trece în moșii, în moșiile boierești. Da? Să lua, stai, că să și lua simplu. Zicea: eu am aceste arme, recunoașteți că acestea sunt pământurile mele, nu-i așa? Și oamenii ziceau, da. Așa se rămâne numai. Așa, da. Recunoaștem ca să nu murim. Exact. Bun. Ideea este și după aia vodă sau statul sau ce urmașa statului a fost, a dat pământurile alea. Fie către biserică, fie către persoane private, fie către... Nu știu fie ce. Către regii autonome. Da. După căderea comunistului către rea PPS. Mă rog, ideea e în felul următor. Dacă proprietarii inițiali ai pământului, de la care a fost furat, nu mai au urmași sau nu se mai poate stabili claimul lor de proprietate legitimă, nici biserica sau cei care îl dețin astăzi și nu l-au muncit în viața lor nu sunt proprietarii legitimi. Și dacă pământul este astăzi de fapt dat în arendă, Rothbard descrie asta ca un feudalism care continuă și în zilele noastre. De fapt proprietarii sau cei care ar putea să se împroprietărească corect sunt cei care lucrează astăzi, sunt țăranii de astăzi. În condițiile în care proprietarul inițial nu l-a lucrat, proprietarul care e recunoscut astăzi ca proprietar de drept, nimeni din familia lui n-a lucrat pământul ăla vreodată. Deci dacă cineva din familia lui, spune Rodar și chestia, dacă cineva din familia lui l-a lucrat, ia lui. Okay. Se stabilește drept de proprietate acolo. Adică dacă tu ai pământ la țară rămas de la bunici, și nu l-ai lucrat toată viața ta, l-ai dat în arendă și doar colectezi niște bani de pe el, dacă bunică tu l-a lucrat, e ok, e al tău. Dacă nu l-a lucrat, fugi repede și plantează-l, că dacă vine acolo, libertarianismul la putere, îl pierzi. Dă cu greblă, repede, papa. Oricum e greu să reconstruiești asta. Corect. Mă rog, e o problemă empirică, de văzut. Da. Poate se poate, cum da. Cum stau lucrurile. Nu, e într-adevăr greu să o reconstruiești, dar e un task mare, dar nu e nimic imposibil. Adică da, ai toate instrumentele la îndemână. Și Rothbard spune aici, domne, e posibil să nu poți să demonstrezi proprietarul inițial. Genial. Nu mai e, nu există actele, nu ai cum să demonstrezi. Asta e, se întoarce în starea de natură, nu avem ce să facem cu el. Da, ideea de bază este că nu-l lași agresorului, asta e. Adică nu lași urmașilor. Bisericii, poți să-i tai, știi, dacă demonstrezi cu istorie și cu asta, știi? Da. Uite ce pământuri sigur are biserica, sunt tot felul de mănăstiri care au fost fondate pe undeva, pe pustietate, de acolo sigur au apropiat preoții aia și cine erau călugării, au apropiat pământul. Corect natural, da. Corect, natural, da. Deci era prea departe de... Da, era pe parte de servicii puteri, da. Special să duceau de parte. Sunt tot felul de mănăstiri fortificate până în România. Am descoperit că și erau puse pe, uite, una de exemplu am văzut-o recent, pusă pe o veche așezare dacică undeva, peste urși, pe un deal. E susicel așa, nu e munte acolo, dar e un deal cam abrupt. De are vreo greu, 100, greu accesibil. Da, are vreo 300-400 de metri diferență de altitudine, știi, de jos până sus. Adică era o fortăreață dacică pe acolo.
Problema e și să documentezi în chestia asta la noi cu romii și biserica. Știi? Sunt victime, uite, dacă vin trei cu ONG, sunt victime. Știi? Cum documentează? Păi doar dacă trebuie să trasezi filiația către cineva care există în acte ca fiind sclav. Ideea sau măcar trasezi filiația către cineva care există în acte că a fost eliberat. Că dacă a fost eliberat, a fost și sclav. Îți dai seama că înainte cu 5 minute era sclav. Mă gândesc că se poate în cazul. Se poate. Dacă n-au ars ăștia actele respective. Dacă nu ai dacă nu ai acte și asta, nu poți să... Adică libertarii nu au nicio problemă, știi, să dai înapoi ce a fost. Plus că aici ar fi, dacă demonstrezi agresiunea, poți să și iei biserici să intre în stare de natură pe pământul de aia. Deci chiar dacă n-ai identificat victima pe scenariile aia discutate de noi. Dar eu la ce mă gândeam e că parcă nu mai pare așa absurd. Bine, rămâne asta, problema asta empirică, știi, care nici asta nu e ușor de să vezi. Bine, ăștia nu văd... Nu-i văd ca fiind așa de rotbartienii ONG-iști ăștia ai romilor încât să pună problema așa. Problema lor e nu să... Că, exact. Să dacă... se dea, știi, să... Da, să da, se dea. Exact. Dacă... Păi a fost victima, nu știm, să se dea. Da, okay. Otova, așa, blanket statement. Și aceeași problemă ca și în America. Ca și în America. Adică ideea e că... Uite, biserica, să zicem, mai putea concede că a fost agresor. La asta mă gândeam, dacă există instituția, știi, care există și atunci are perint. La victime e problemă. La victime e problemă. Iar în alte cazuri, nu, în ambele părți e problemă. A fost valii agresor? Au fost străbunicii agresori? Nu știu. De ce să dea bani? Dacă n-a făcut nimic. Da, vezi, exact. Mereu ajungem la dovezi. Deci chiar dacă îi concede la biserică, știi, să zicem, că există, e ceva adevărat. Nu știu dacă poți concesi asta, pentru că, să spun de ce, pentru că biserica în sine nu are proprietar. E o instituție care nu are proprietar. Orice instituție privată are proprietar, consiliul de administrație, oameni care dețin proprietatea în sine. Biserica nu are niciun proprietar, are patriarhul, patriarhul e ales, e administrator, nu e proprietar. Deci se comportă ca o federație, așa? Sau? Biserica respectivă e o instituție care se comportă ca o instituție de stat. Nu are proprietar, efectiv. Prin urmare, nu formulează... Pe cine bagi la închisoare? Asta e ideea. Agresor, poate biserica, să dea faliment? E o instituție controlată? E o instituție care, să zicem, deci... Nu poate. Ce idee ai? Nu, teoretic ar putea. Poate, da. Teoretic ar putea, dar ar necesita o schimbare a legilor respective. Deci ideea e așa. Către cine, de unde extragi retribuțiile astea? Da? Să zicem că sunt financiar, deși teoretic discutăm de sclavie, deci închisoare. Poate. Dar pe cine bagi la închisoare? Pe nimeni din biserică nu poți să bagi la închisoare din biserica de astăzi, că nu s-a făcut vinovat de sclavie. Da. Da? Și atunci să zicem că ai un caz de retribuții financiare. Păi da, dar cine deține aceste probleme? Adică, nu, cred că trebuie să ai ceva. Nu ne ducem noi la... Nu, ar trebui să atunci ai... de ce nu mă duc eu și intru în... Cui o impui? Asta încerc să-ți explic. Cui o impui? Cred că au acte. Ce ăia de la o mănăstire? N-au acte. Păi ăia de la mănăstire... De ce nu poți să vând mănăstirea? Tocmai ăsta e că nu poți să o vinzi. Ăia de la mănăstire nu sunt proprietari asupra mănăstirii. Dar mănăstirea nu există așa ca o entitate? Mănăstirea nu există ca o entitate de sine stătătoare. Păi nu de sine stătătoare, dar poate să intre în relații contractuale. Îmi cumpără, nu știu cumpără ce. Cumpără pe persoană fizică? Mărgine. Materiale de cumpără. Probabil cumpără și fără factură, dar sunt libertarieni adevărați, dar nu... Cred că sunt, Da, cumpără, cred că dacă e să facă contracte efectiv, face cu popa pe persoană fizică. Crezi că n-au persoană. Nu o persoană juridică. Biserica X, Y de la adresa cutare nu are personalitate juridică. Se ce biserica SRL. Și nici asta.
Cum? Biserica Ortodoxă nu are... Biserica Ortodoxă e altceva, dar nici ea nu are personalitate juridică. Nu cred că are personalitate. E doar stabilită și recunoscută prin lege, dar nu are personalitate juridică în sensul că nu e societate pe acțiuni, nu e SRL, nu e regie autonomă de stat, nu e ONG. Și ce atunci? Are statut special. Recunoscut prin lege. E o chestie care e oarecum... Păi de asta mă gândesc dacă nu poți asimila. Nu, că dacă are... sunt anumite chestii de funcționare... Are drepturi diferite față de restul entităților care intră în dreptul comercial. De fapt, de altfel, mi se pare că dreptul comercial nici nu face referire la biserică. A, poate la asta se referea cu taxa la biserică, că e ascuns, așa e... E peste tot și nicăieri, e ca Dumnezeu, știi? Da. Da. Închidem aici? Da. Mai zicem și data viitoare dacă ne-am lipsit ceva. Am reușit să te mai puțin, dar ne lungim mai mult. Da. Păi, da, nu ne mai contorizează Gabi. Nu, să ne zicem, ați depășit limita de cuvinte pe episod. Nu, dar cam asta a fost. Da, dacă ne mai aducem aminte. Teoretic ar mai fi de discutat. Am discutat în practică despre practica feudalismului și a monopolului asupra pământului. Și în trecut și în prezent. Și în trecut, da, nu în sensul cu pe ce se bazează, pe faptul că vine statul, zice că ăsta e al meu, după aia se apucă și dă în concesiune chestii de... Le-am atins un pic. Dacă sunt cumva întrebări, puteți să comentați jos, puteți să puneți întrebări și noi vom face tot posibil să răspundem la ele. Dacă putem, dacă știm. Dacă putem, dacă știm, dacă sunt pertinente. Da. Puteți să ne luați și la mișto jos în comentarii. Nu ne deranjează nici asta. Că... Pe mine mă deranjează. Da. Pentru Costel Săvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, mulțumim pentru atenție și vă rog libertate. Că mai bună decât toate.